mă pot considera fără rezerve un răsfățat. Practic, săptămâna asta am retrăit emoția uneia dintre cele mai frumoase curse. Și asta chiar de la momentul zero, în care un ochi ager și foarte bine antrenat a simțit cu cine are de-a face. A văzut picioarele. Nu știu. Cred că a văzut. Era în sarafan sau era în pantaloni? Aveam pantaloni scurți. Pantaloni scurți. A văzut picioarele, spun sigur. Aveau pe atunci 13, respectiv 14 ani. Și nimeni nu îndrăznea să viseze atât de departe. Ci Poate doar să sper? A venit astăzi la școală un domn și m-a selectat, fiindcă sunt foarte înaltă. A spus că sunt făcută pentru canotaj cu barca pe apă. Mi-a spus de doamna Elisabeta Lipă și. și spune mama, ei, doar nu vrei să mergi. <laughs> e probabil una dintre cele mai emoționante povești de succes pe care mi-a fost dat să le descop. Și era în gândul meu, a, cum or niciodată, ori mor și trec linia de susire, ori mor înainte, înainte să o trec, da. Dar nu mă, nu las. mă las, orice ar fi. Două nestemate cu sclipiri de campioane înnăscute în priviri. O bucurie. Simona Radiș și Ancuța Bodnar. Mă uitam ce se întâmplă, că vă ține cineva. Da, este pus acolo la fiecare barcă câte un om, un voluntar care trebuie să ne țină barca și să ne ajute să ne aliniem. Noi acolo chiar am și întâmpinat niște probleme înainte, acum nu se vede, dar... În ce sens? Doamna care ne ținea nouă barca nu știa cum trebuie să o țină și ne-a lovit barca de acel ponton de fier. Aoleu! Mai să o sparg, Normal, la minutul 5, înainte de start, noi ar trebui să fim perfect aliniate. Da? Era minutul 3 și România încă nu era bine aliniată. Deci, vă dați seama ce stres pe noi și nervi, pentru că interveniseră și nervii. Asta la finală. Da, deci exact fix în ziua cu finala, exact. Wow. Și, într-un final, după ce am început să vorbesc cu ei, că nu e bine, că nu se poate întâmpla așa ceva la Jocurile Olimpice, adică e vorba de cea mai importantă competiție, trebuie da. să fim profesioniști cu toții. Au vorbit cu ea, au reparat ce stricase dumnea ei, ne-a aliniat și pe noi într-un final și au putut să ridice sistemul care ține bărcile. Este un sistem care iese din apă și fixează barca astfel încât toate să fie fix la aceeași linie. Ah, ok, ok. În fine, să nu începem și noi direct <laughs> cu momentul maxim, fi că ne-am dus exact în finală, că o să ajungem și acolo, fără dar și poate. Eu altceva voiam să vă întreb. Dinamo și Steaua în aceeași barcă. Cine și-ar fi putut închipui vă odată așa ceva? Noi cât timp stăm la Znagov, noi facem parte din lotul olimpic al României. Da, nu mă, există Steaua și Dinamo. Era o glumă, bineînțeles. Și da. știți seama. că multă lume ne spune, dar cum vă înțelegeți că una e la Steaua, una e la Dinamo? Ei, Cu cum să nu ne înțelegem? La cum să... Stăm în aceeași cameră, ne cunoaștem, mâncăm sigur, împreună. Sigur. Mie îmi place cum sună, dacă stai este gândești. Da. Pentru prima oară, da. nu numai că e Dinamo și Steaua în aceeași barcă, pentru că probabil s-o mai fi întâmplat de-a lungul istoriei, dar e frumos că, uite, atunci când s-au pus în aceeași barcă și au tras în aceeași direcție și au visat la aceeași poveste, s-a și întâmplat. Și dacă mi se pare că există încă o valoare adăugată la marea victorie pe care ați reportat o voi la Jocurile Olimpice, este și asta. Pentru că ne-ați mai arătat încă o dată ce se poate face când o echipă lucrează ca o echipă. Noi chiar formăm am debutat o echipă în puternică. Serios, da. Poate că eu am debutat ca în serios, dar am zis că dacă pun Dinamo și stau în aceeași barcă, deja deschid discuția pe zâmbet, așa cum ar veni. Să știți că drumul nostru s-a mai întâlnit și înainte de 2019, când am format noi barca aceasta de aur, da. spun eu. Simona, Do tu când spui să știți, te refer la întreaga noastră audiență, Da. Da, la întreaga <laughs> audiență. Încercăm să facem exercițiul la care îmi spuneți și voi, Miandi, da? Sigur. Okay. Să știi, Andi, că Așa. noi ne-am mai întâlnit între trecut. Drumul nostru s-a mai întâlnit. Știu. În 2015, inițial, când am concurat alături de Ancuța la primul meu campionat internațional de juniori, era campionatul european atunci. Da. Am reușit să câștigăm Europenele la mondiale. Din păcate, nu am mai câștigat și am venit pe locul 7. Noi am fost mulțumite de noi. A fost totuși un pas important în cariera noastră, și în următorul an, în 2016, da. ne-am întâlnit cu adevărat în barca de dublu vâsle cea pe care o formăm și astăzi. Doar că atunci lucrurile nu au decurs bine. N-au fost nici rău, dar nu a fost ce ar fi trebuit să fie. Noi am mers la Campionatul European de junior și am venit pe locul 4. Da. A fost dezamăgitor pentru noi, fiindcă noi am fi putut mult mai mult. Uh, și spun asta fiindcă acasă scoteam niște timpi mult mai buni Decât am reușit să facem în concurs Și ne-a lăsat puțin așa cu un gust amar uh, Noi am rămas cu impresia că nu suntem făcute Să tragem în barca de dublu vâsle împreună Și la următorul concurs Asta în doar din cauza unui rezultat pe care nu l-ați atins? Uh, din cauza unui rezultat și din cauza că Nu știu tot ce se întâmpla în jurul nostru ne făcea pe noi să credem că nu suntem făcute să tragem împreună. Și bine, vă dați mai era o greșeală să gândim în felul ăsta. De aceea și la următoarea competiție din 2016, eu am concurat în două rame da? și am a urcat în barca de opt. Adică noi nu am mai dat o șansă acelei embarcațiuni. Bine, nu doar noi, că nu a fost doar alegerea noastră. Sigur. Dar așa au decurs lucrurile atunci. Iar apoi, drumurile noastre s-au separat, fiindcă eu am rămas la junior, fiind mai mică cu un an decât Ancuța, și Ancuța a plecat la tineret. Eu mi-am făcut saltul pe la junior. Ea a făcut saltul de categorie cu un <laughs> da, an Da, Și ea a făcut saltul la tineret, unde a câștigat și a medalii. Adevărata reîntâlnire și provocare a fost în 2019 când a venit Antonio, antrenorul nostru italian și ne-a pus să tragem o selecție da. în barca de simplu și eu cu Ancuț am câștigat detașat față de restul colegilor noastre de atunci. Ce înseamnă să tragem o selecție? Uh, urcăm în bărcile de simplu, individual, fiecare, da. și ne punem la start, aliniate ca acolo. Da, ca la orice cursă. Ca la orice cursă. Avem 2000 de metri. Și timpul final demonstrează și arată cine este cel mai bun și cine are o valoare mai uh, înaltă. Iar uh, în urma acelei selecții, v-am spus, am venit, uh, ți-am spus, uh, Andi, că eu da, și fetele da, am. Da, da. -am uh, și celor și, care ne și celor urmăresc de acasă, da. Spus, da? da uh, am venit detașat în fața celorlalte și Antonio ne-a spus, uh, fetelor, voi uh, veți trage dublu vâsle de acum. Și în mintea noastră ce a fost? Ce a fost? A, 2016, nu -o, o să meargă, nu știe el, dar știm aminte. noi. Așa eram, și că nu știți dumneavoastră, dar știm noi că nu merge. <laughs> <laughs> și totuși nu am spus-o cu voce tare, asta a fost în mintea noastră și în sufletul nostru. Amândouă gândeați la fel și tu, Ancuța, era în aceeași situație? Exact, aveam o, o mică frică că nu -o, o să fie bine, dar noi ne-am ambiționat și am spus că putem să facem barca asta să meargă. Am muncit foarte mult. Ca să cred, mă, cred. reușim să-mi prindem viteză Dar a fost și amuzant, fiindcă, următoarea zi, după ce ni s-a spus asta, după selecția din bărcile de simplu, da? ne-a pus în dublu, ne-a trimis la start tot pentru o selecție în barca de dublu și am trecut linia de sosire cu un timp extraordinar. Și atunci mă gândeam și zic, uite, ce înseamnă să-ți pui singur limite sau. Ți-ai dat seama că, de fapt, voi da. gândeați greșit sau că aveți gobușie să niște limite. Și totuși mă bucuram că nu am lăsat acea gândire și mentalitate din trecut să ne afecteze prezentul. Am spus bine, ni se mai acordă o șansă, am mai crescut, poate da. că este timpul să demonstrăm că se poate. Și am demonstrat. Eu sunt extrem de cucerit, trebuie să vă spun din start, de cât de mature sunteți voi și de cât de matur gândiți. Lucruri pe care probabil l-ați simțit atunci când am avut prima noastră întâlnire. Da, da, vă spun foarte clar că m-ați impresionat și mai plăcut odată ce am avut ocazia să și vorbim unii cu ceilalți, îmi place și povestea de la început pentru că mi-aduce pe undeva aminte de o procedură pe care o credeam pierdută. Și anume cum ați fost descoperite voi două. Mi-a adus aminte și de povestea Elizabetei Lipă, cea mai mare canotoare a noastră și pentru care am un respect cu totul aparte, sigur, și o prietenie în particular foarte puternică, M-am bucurat să văd că lucrurile în continuare stau tot așa. Deci, acum câți ani? 8? 9, la 9 mine. Ani. 8 la mine, 9. 8 9 ani 9. Ani la tine, 9 ani la tine. Cineva a venit cu un gând. Da. Cum a fost la tine? În data de 21 mai 2012. Da. A venit în selecție la Ți -și școală. Minte. Da, țin minte, fiindcă era sărbătoare. Sfinți împărați Constantin și Elena. Așa e că e sărbătoare, mare. Și corect. spun că nu întâmplător am fost aleasă în acea zi. A venit la școală în selecție doamna Mariana Maliș de la Clubul Sportiv Școlar Orșova. Eu în acel moment eram în parcul școlii. În ce, la ce școală se întâmpla povestea? La școala din comuna Vatra Moldoviței. Vatra Moldoviței, Suceava. județul Suceava, da. Da, și eram în parc, da? chiar sunt pe bancă, după un copac. <laughs> și ea m-a văzut pe mine ca fiind înaltă. A trimis pe un băiat să mă cheme, a mers la ea și a spus hai să cum mergem la director. A văzut picioarele. Nu știu. Cred <laughs> că a văzut, era în sarafan sau era în pantaloni? Aveam pantaloni scurți. Pantaloni scurți. A văzut picioarele, spun sigur. <laughs> și a spus să mergem la director. M-am panicat, bineînțeles, că când... <laughs> Ce ai zis? Ce ai zis făcut? <laughs> Ce -am făcut? de să ajung la director. Am ajuns acolo, dar numai eu știu cum îmi bătea inima pe trotuar până la până la școală și acolo a început să mă măsoare, să da? spună că sunt aptă pentru canotaj și să explice de fapt ce este acest sport și că drumul meu ar putea ajunge la Orșova. Și așa a fost, m-a convins, am vrut să merg să încerc. Cum te, -a, ce ți-a zis? Care au fost primele cuvinte după asta să mergem la director? N-am mai spus nimic pe drum, până n-am ajuns la director. Deci te a lăsat și cu da, frica, da. frica în sân, cum să Când am ajuns acolo a început să spună. I-a spus directorului că... sau ție? La Amândoi. Amândoi, da. Amândoi, da. Eram acolo. Și apoi m-a întrebat ce înălțime am, câte kilograme. Bine, bineînțeles că nu știam nimic, nu știam nici ce înseamnă canotajul, nici de doamna Lipa, absolut nimic. Și mi-a spus că o să fie foarte frumos o oportunitate de a ieși din satul din Vatra Moldoviței și de a descoperi lumea și sportul. Fraza asta eu o știu, e tip, a, așa mi-a povestit Eli că s-a întâmplat și cu ea atunci când a venit cineva. Ea fiind din uh, județul vecin, acolo de unde e Simona. Da. Și eu îți spun sincer că atunci când am văzut-o pe Simona, m-am gândit imediat la Eli. <gri> Pentru că am recunoscut povestea. scuză mă că te-am întrerupt. Cam toți sportivii în Canota sunt aleg, aleși în urma unei selecții. Cam toți, fiindcă este foarte greu să vină de unii singuri. Da. Înainte să întâmpla asta la toate sporturile chiar. Din păcate, la unele sporturi s-a pierdut cu totul selecția și s-a pierdut sportul pe drum. Așa este. ne întoarcem Ancuță. Și apoi am zis că o să merg. Da. Vreau să încerc. Chiar dacă mi-era frică de apă. Câți ani aveai atunci? 13 ani 13 jumate. 13 ani. Părinții? Te-ai gândit la ei? În momentul acela nu, dar după, în drum spre casă, mă gândeam oare mă lasă, oare nu, ce o să spună. Normal. Am ajuns acasă. Eu sunt foarte legată și de bunica mea. De când era mică dorm la ea. Da. Și știam clar că ea nu o să fie de acord <laughs> ca eu să plec. <laughs> Și am mers acasă entuziasmată că plec la, la canotaj. Tata trebuia și el să meargă când era în timpul școlii la canotaj, doar că atunci exista o regulă să plece trei persoane de la o școală. Pe doi dintre ei i-a lăsat, pe unul nu. Și n-a mai, mai plecat. Ia, uite-mă. Da. Și... Deci tata ar fi putut, poate, să devină și el un uh, redutabil sportiv de performanță în canotaj. Da, dar din păcate nu a fost. N-a fost să fie. I-a rămas undeva golul ăsta? Eu cred că da, Crestia dar rămas. acum este împlinit cu mine și cu fratele meu, care și el practică canotajul. Așa, și te-ai dus acasă? M-am dus Bunica? acasă. Bunica? Bunica nu, mama nu, tata a spus că da, să mergi, să încerci, ca apoi să nu vii să-mi spui că dacă mă lăsai, uite că ajungeam și eu campioană. Vezi mă ce intuiție a avut omul. Poate că pe undeva a contat faptul că și el a, ar fi putut să meargă pe drumul ăsta și n-a avut șansa asta. Da, probabil. Și doar el a fost la mine la Orșova. Da? da deci Mama doare... ce a zis când l-a auzit pe tata? Că nu, cum să meargă? Este departe de casă, este prea mică. Nu, ea nu era de acord. Și tata? Tata a spus că da. Să meargă, să insista. Încerc. A spus că dacă nu-mi place, mă întorc acasă și continui cu școala, nu e nicio problemă. Ok. Discuțiile astea aveau loc doar între voi sau era și antrenoarea de față? Nu, nu, doar noi. Doar voi? Dar noi. Și într-o săptămână deja eram la Orșova. Ajungem și la Orșova. Să mergem da. puțin și la Simona, să vedem la ea cum a fost. E asemănătoare povestea mea cu Parcă amcuței. e trasă la Indigo, da. doar că e alt selecționer. Într-adevăr, la mine a fost puțin diferit, eu nu eram în parc, eram la ora de matematică da. și a venit domnul director însoțit de un domn. Da. Nu știam cine este, nu știam ce se, ce se întâmplă, a fost, știți cum e, intră cineva în clasă, toți copiii în picioare, bună ziua. Da. Bună ziua, bun am rămas în picioare la rugămintea dumnealui și eu eram cea mai înaltă. Se vedea și un cap. <laughs> exact, eram eu peste restul copiilor. Ce simplu. Da, a fost foarte simplu și m-a luat pe hol de la oră da. și mi-a spus despre ce este vorba. Eu sunt Bulie Georgia, antrenor la clubul din Botoșani, al secției de canotaj și selecționez copii pentru acest sport și a început să-mi spună despre ce este vorba, fiindcă nici eu nu știam ce era e la canotaj. Și eu în care știam de doamna și... Elisabeta Lipă, dar o știam ca pe o, o mare entitate, un mare sportiv, nu neapărat că a făcut canotaj și canotajul ce reprezintă el? Da normal, da, normal, normal, normal Și mi-a spus că e cu barca pe apă, e frumos O să-ți placă foarte mult Vin și oportunități Uite, pleci de la sat Mergi într-un loc mai bine dezvoltat Cunoști oameni noi, faci o școală mai bună Tu în ce sat erai? Satul Avrămeni, din județul Bătoșani Bănuiesc că satele astea vor deveni în curând Cu adevărat celebre în România Dacă nu sunt, în mod cert vor deveni Speram <laughs> Și mi-a spus să merg să încerc, chiar dacă nu-mi place, nu este nicio problemă, pot să vin înapoi acasă. Foarte frumos! Mi-a povestit tot, mi-a arătat și câteva imagini, videoclipuri cu copii în bărci care văslesc și mi-a plăcut așa. Eram in interesată să văd, mamă, uite cum stau în bărci cum alunecă barca aia. Și m-am dus și eu acasă la sfârșitul orelor da? și mă gândeam, oare, cum să le spun eu părinților mei? Câți ani aveai tu atunci, tot 13 sau 12? Împlineam 14, aveam. 14, ok. Și mă gândeam cum să le spun eu părinților mei că a venit un domn și că m-a selectat pentru canota și eu mi-aș dori să merg. Fiindcă știam că nu cochetam cu sportul atunci. Nu îmi plăcea să fac activitate fizică mult, îmi plăcea mai mult să învăț și. Nu era sportive, da? Nu aveați înclinații de astea. Îmi plăcea mai mult să merg în sat la Căminul Cultural, unde făceam diverse activități meșteșugărești și era cu totul alt drum. Am cusut doi, Ce e frumos! Una pentru o fetiță și una pentru un domn. Da? Îmi pleteam brățări din ață, cântam muzică populară sau modernă și, de asemenea, făceam dansuri populare și moderne. Tot tu felul dai seama de că activități. Dacă astăzi te-ai apucat să coși din nou o ie, ea ar avea cu tot o altă valoare. Sper că ești conștientă. Nu mai zic să îmi plătești și niște brățări. Poate... M-a învățat și pe mine să da? Plătesc, da? Să nu uiți niciodată aceste obiceiuri. S-ar putea să-ți folosească peste niște ani. Uh, nu am cum să le uit pentru că eu spun mereu că m-au ajutat la a deveni omul care sunt astăzi. Uh, faptul că am stat în acel colectiv, că am învățat uh, genul ăsta de lucruri, uh, m-au dezvoltat și m-au ajutat să văd lumea cu alți ochi, decât dacă aș fi mers toată ziua doar la școală, acasă, la școală, acasă. Nu, în schimb am mai făcut și activități care m-au dezvoltat pe mine ca om. Și am ajuns acasă. Așa. Și părinții erau la muncă pe câmp, au venit mai târziu. Și în acel timp eu am tot avut timp să mă gândesc, să le spun, să nu le spun și au ajuns, au mâncat, ne-am liniștit și îndrăznesc la un moment dat. Mama, tata, haideți să vă spun ceva. A venit astăzi la școală un domn și m-a selectat, fiindcă sunt foarte înaltă, am spus că, a spus că sunt făcută pentru canotaj cu barca pe apă, mi-a spus de doamna Elisabeta Lipă și și spune mama, ei, și doar nu vrei să mergi <laughs> Bă, este incredibil Eu rând pentru că și eu sunt părinte Și mă rog, sper că am depășit faza asta Că am trecut și eu prin ea Dar, scuză-mă că te-am întrerupt Dar e, e distractiv cu Care e prima reacție a părinților A, sper că nu vrei să mergi Așa. Și zic, ba, aș vrea să merg Să încerc, a zis Ta -ta. că nu e nicio problemă Tata spune, dar ție nu-ți place sportul, acolo e muncă, e greu, ce să faci acolo? Și zic, eu știu că e greu, dar mă duc să văd cu mie în vacanță o săptămână și dacă nu-mi place vin înapoi. Așa, foarte drăguț. <laughs> și am insistat, le-am le -am tot spus că eu chiar îmi doresc să merg să văd cum este și ei au spus că mă susțin. Da, foarte dar drăguț să din partea nu, lor. din caz că ajung acolo și nu-mi place să nu le ascund asta, ci să vin acasă fără să am acea reținere. În mine, pentru că am vrut atât de mult să merg, și totuși nu acela ar fi fost drumul meu. Pentru că trebuie să spunem un lucru, da. Poate că suntem o societate puțin mai conservatoare, dar părinții, în general. Chiar, chiar vor binele copiilor și sunt, de fapt, de astea sunt îngrijorați ca nu cumva să facă o alegere nepotrivită. Nu e vorba că n-ar avea curaj. Bine, și curajul ăsta cu timpul. Adică eu aș vrea Dar să le iau și apărarea lor cumva. Știi? Da, nu. Ei merită tot respectul. Până la urmă, de astea sunt părinți, să aibă da, grijă de da, noi sigur, și sigur. la vârsta aceea să pleci departe de casă, fără să cunoști pe cineva. Totuși, au fost curajoși pentru că ne-au lăsat să plecăm. Se gândesc probabil și la școală. Pentru că voi erați în clasa 8-a, bănuiesc, nu? A 7-a. A a și tu? Și eu la fel. Tot a Deci îți dai seama, vine clasa 8 te gândești că urmează un examen important în viață, dar am impresia că inclusiv acest aspect este avut în vedere în procesul ăsta de preselecție. Din ce știu eu de la Eli. Da, într-adevăr, ni s-a și spus că... Noi acolo mergem la o școală, la un liceu care este mai renumit. Ai șanse mai multe de a învăța mai, mai bine, și colectivul de acolo te va împinge să devii mai bun. Și fiind de la sat, da? vă dați seama că nu este la fel ca la oraș. Condițiile nu sunt și oportunitățile nu sunt aceleași. Sigur. Și normal că atunci când apare un astfel de domn și îți spune hai de acolo, că uite ce ți se poate întâmpla, ți se schimbă viața, nu prea ai cum să le refuzi. Sigur. Și Sigur. m am lăsat, eu am plecat la Snagov pe 1 octombrie. Da. A fost un drum lung, eu fiind cu rău de mers, da? se face rău în mașină. Ai mers cu mașina de la... Cu un autobuz și am nimerit pe ultimul rând din spate. Aoleo, a fost îndrosit... unde cel mai rău? Cel mai rău, mi-a fost și mie cel mai rău. Așa? <laughs> Dar am supraviețuit, am ajuns la Snagov, obosită tot, am ajuns în camera aceea, era un internat, nu eram învățată cu astfel de condiții. M-am uitat, pâlpâia un bec, s-a ars, a trebuit să ne-l schimbe atunci seara. O sun pe mama și zic, mama, vezi că vin mâine acasă, te rog să vii să mă iei de la gară. <laughs> Da, mă, mă gândesc că nu e ușor au Pentru o fată mul la vârsta da, aia. Au fost mulți factori, eu vă seala, rău de pe drum Camera aia care m-a luat așa prin surprindere Parcă condițiile. nu era ca așa cum îți închipuiai da, Tot că urmează da. să fie Și mama mi a spus că nu-ți desfă bagajul Că eu vin mâine, știi? <laughs> Normal dar uh, m-am pus la somn, m-am odihnit și următoarea zi am zis că, ei, da, ce fac? Judec cartea după copertă, nu? Hai să citesc un pic măcar câteva Băi, ce rânduri. ce frumoasă expresie asta! <laughs> și am început să cunosc ceilalți copii, să mă împrietenesc uh, și mi-a plăcut. Mi-a plăcut uh, noutatea aceasta și faptul că toți copiii erau ca mine, veniți de pe la sate, din toate colțurile țării, mi se părea super. Adică împărtășeam cunoștințele mele cu ei și ei îmi spuneau mie cum este la ei acasă și... mi-a că ai descoperit o lume. Exact, fascinantă. Exact. Și am rămas acolo. Ai început să capești și încredere. Și încredere, da. Nu a durat mult și mi-am luat transferul, nu doar detașarea de la școala din avrămeni. Ok. Deci m-am convins că vreau să rămân acolo. Să faci asta, da. Și am început frumos cu joacă, cu antrenamente ușoare, alergare, școala alergării, iar mai apoi am început și antrenamentele pe apă Și abia când am ieșit pe apă Mi-am dat seama că îmi place canotajul Și că îmi doresc să fac mai departe N-ai fi avut cum să știi asta fără să încerci Canotajul e pe apă Pe mal e doar joacă Sigur, sigur Tu unde ai ajuns, Sancuța? La clubul ori... Sportiv Școlar Orșova, da Așa Lângă Dunări da știi unde e Orșova? <laughs> Acolo am și învățat să not. Da? Direct în Dunări, da. Asta e că. Voi nu știați să notați atunci nu, nu, nu știați să notați? Nu, nu, nu știam. Foarte interesant eu, pentru eu... că e nevoie. Am impresia că nu poți să intri în competiție dacă nu deții aceste aptitudini. Trebuie să da. ai viză de not. Și vara la Orșova erau cam 38-39 de grade și cu veste de salvare pe apă era infernal. Abia așteptam să luăm, să luăm viza de not, dar în același timp mi-era și frică de apă da. să not. Dar știu că odată m-a aruncat doamna antrenoare în apă, m-am speriat atât de tare și am spus că plec acasă, că voi vreți să mă necați. <laughs> Asta înainte să înveți? Da, da, da. Ce știam, zis? dar știam foarte puțin, așa pe okay. lângă mal. Să prindă fata curaj, ia mă Dar după, Dar după acel moment chiar mi-am dat drum așa la mișcare și am reușit să iau viza da, de Normal, not. ai prins curaj. Dar tu da. când ai ajuns la Orșova, cum, tu cum ai găsit locul? Era ca în imaginația ta? Era foarte frumos. Condițiile de la baza de la Orșova sunt bune. Da? Erau foarte -ai multe uscătoare. N-ai pe cupul Nu, nu. Okay. Erau foarte multe uscătoare, țin minte, și mulți adidas Și mărim foarte mari. La băieți că erau și 49, 48 și atunci am rămas impresionată de cât de mari pot fi unii oameni atunci. Ție, și ți se părea, tu era obișnuită că la tine erai vorba? Aia. Eram cea mai înaltă cea și când mai am înalt. ajuns acolo eram printre cele mai mici fete. <laughs> și au venit două colege să mă ajute la bagaj. Când am văzut cum au prins bagajul și l-au ridicat, l-au urcat pe scări, la fel surprins. Am ajuns în cameră, chiar m-au pus în ultima cameră atunci. Acum mă gândesc, cei din urmă vor fi cei din tâi. Când, e așa, da. <laughs> când m-au pus acolo, eram timidă la început. Nu eram foarte deschisă la comunicare, fiindcă nu prea știam cum e, dar fetele au avut au, au fost avut grijă drăguțe să mă integreze integrat, da. în, în, co în colectiv. Aceeași vârstă cu tine aveau și ele? Erau mai mari, aveau experiență. Mai... Erau deja la liceu. Exact, au mai avut fete care erau la început în cameră, dar apoi, cu timpul, le-au trimis în altă cameră și tot veneau altele mai mici. Aha. Și, practic, te-ai mutat de tot la Orșova, da? Da. Cu da. școală, cu viață, cu tot. Absolut Casă, tot. masă. Am stat două săptămâni atunci, fiindcă apoi venea lotul de mondiale în pregătire și nu mai erau locuri disponibile. Și pe noi, cei mai mici, ne trimiteau acasă în vacanță. Aha. Și apoi din octombrie am reluat pregătirea. Și cât timp asta am, am stat acasă, din iunie și până în octombrie, o, mi se părea că nu se mai termină vacanța, voiam să vin înapoi. Te obișnuisești deja în partea asta. Da, chiar dacă erau două săptămâni, bineînțeles, două săptămâni ușoare. Da. De început. Da, aveai deja atitudine de sportiv când te-ai întors acasă. Adică te simțeai da. ca parte din noua ta familie, ca să zic așa. Primisem un compleu de la doamna antrenoare și mă simțeam atât de mândră cu compleul ăla. Am venit acasă și am făcut poză cu el. <laughs> ce drăguț. și am postat. Vai ce frumos. A fost primul meu cadou primit. Ce drăguț. Și v-ați întors și a început treaba. Da. Fără să știți una de cealaltă. Nu, nu știam absolut nimic. Normal, n-aveați cum. Păi una era la Snagov, una la Orșova. Simona nici nu începuse când am început eu. Așa este, da. Adică distanța era mai mică între voi când erați acasă. Da, Pentru că era exact. granița, erau două județe vecine, da? Da. Mă, e ceva din punct de vedere geografic sau, mă rog, habar n-am... Uh, de altfel, am și citit o declarație a Elisabetei Lipă, care spune că nu e o întâmplare că amândouă sunt din Moldova, pentru că 95% dintre canotori sunt din zona Moldovei. Într-adevăr, așa e. Mai sunt și din alte zone, dar mai uh, puțini. Noi spunem că acolo încă se trăiește ca la țară, ca înainte, se mănâncă mult mai sănătos, copiii sunt învățați de mici cu munca și asta da. e un lucru care ajută și în viața sportivă: că ei deja sunt învățați să muncească, nu trebuie să-i împingă cineva de la spate și odată, odată ajungi la sport, ei muncesc și își doresc să se autodepășească și lucrul ăsta cred că contează destul de mult pentru un sportiv. Bănuiesc că este și o zonă în care viața e mai dificilă puțin, nu e tocmai ușoară. La mine, de exemplu, părinții mei trăiesc din agricultură și animale. Nu e un lucru minunat. E și, și de mare și viitor, mine. dacă îmi permiți. E și de mare viitor. Este destul de greu să știți, pentru că depinzi de condițiile meteorologice, Pot să fie ani de secetă, cum am pățit, sau pot să fie ani în care vine o ploaie de gheață sau acidă și distruge tot. Da. Și este greu. Poate fi bine, dar poate fi și Fără mai discuție. puțin bine. Fără discuție că viața nu e deloc ușoară, mai ales la țară. Deci, acolo oamenii chiar muncesc, muncesc nu se joacă, da, nu e aia. Și e și seriozitatea aceea. Noi suntem învățați foarte mult cu respectul. Și din cauza aceasta suntem serioși în ceea ce facem cu oamenii din jur. Dacă vine un antrenor și ne spune ce să facem, facem, nu comentăm. Da. Și se întâmplă ca unii copii care vin din orașe sau din alte zone unde nu se mai pune atât de mult accent pe aceste lucruri să nu fie la fel ca noi, Spunea da, ei. Da, dar nu da. vreau să fac așa, că e prea greu. Că e... Da, da, da. da Mă gândeam doar dacă zona are un specific, pentru că îmi povestea cineva la un moment dat că veneau existau pe vremuri. Înainte de 1989, niște studii făcute ca anumite zone din țară dădeau un anume specific de sportiv. Adică erau zone favorabile pentru un anumit tip de sport. Și m-am bucurat foarte tare când am auzit povestea voastră pentru că mi-am dat seama că un lucru bun nu s-a pierdut. Da, ca să ne întoarcem la povestea voastră, că de fapt ăsta e motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi și vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dăruit niște minute foarte importante din viața voastră, pentru că bănuiesc că minutele au devenit foarte importante. Ați simțit că viața voastră s-a cam schimbat din clipa în care ați început marea performanță? S-a schimbat în bine. Suntem, <laughs> suntem mai cunoscute, suntem mult mai apreciate și primind din exterior atât de multe mesaje de încurajare și felicitări, pe noi ne încântă și ne bucură. Faptul că ne-au recunoscut oamenii performanța asta și că ne sunt alături contează enorm și ne ajută pe noi să mergem mai departe până la urmă. Pentru că ne gândim că. Uite, oamenii ăștia au fost alături de noi și înainte și ne susțin și acum. Nu suntem singuri, avem în spate o armată. Sper din tot sufletul ca toți cei care sunt alături de voi acum la victorie să fie și când vin momente mai dificile. Atunci este cel mai important? Păi cred da. că e cel mai important și bănuiesc că și cariera voastră a început cu momente dificile. Da. Ea apare așa la prima, că zici, niște fete s-au apucat acum 8 ani de canotaj, la vremea aia nici nu știau nimic de canotaj, nici nu făceau sport și, ia, uite, după 8 ani de zile ajung la prima olimpiadă, și ce să vezi se suie și pe podium și ce să vezi, prima medalie din viața lor olimpică e chiar aia de aur. Și rămâi o clipă, poate că unii gândesc superficial și zic uite bă, ce simplu. Dar pff, nu vreau să-mi închipui câte momente dificile au fost în ăștia 8 ani până la atingerea acestei performanțe. Probabil că voi nu o să le puteți uita. Da, eu nu cred că avem cum să le uităm vreodată pentru că au fost alea grele și ale grele nu se uită. Vă mai aduceți aminte pe ce loc ați ieșit la prima competiție în care ați participat? la naționale. Nu știu, la care a fost Prima primul concurs? Prima competiția mea a fost campionatul național de fond, da? care s-a ținut la Timișoara, da? în aprilie 2013. Așa. Și am câștigat, am fost în barca de patru vâsle și chiar cu 52 de secunde avans față de cealaltă barcă. Deci primul concurs din viața ta însemna locul întâi. Da. Păi de capul La tine, Simona? Primul concurs la mine a fost tot un campionat național, eu n-am câștigat, am tras tot patru vâsle ca încuța, dar am venit pe doi. Pe doi lucru care a fost extraordinar pentru mine, pentru că era primul rezultat. M-am bucurat la maxim, de el, mamă fugea pământul de sub picioare. Am sunat acasă și le spuneam: "Mamă, tată, am câștigat locul 2. Mamă, petrecere, fericire." <laughs> <laughs> și după a urmat treptat concursurile și evoluția mea. Am mai continuat cu naționalele și vă povesteam la început că în 2015 a intervenit primul campionat internațional, da. cel european de juniori, unde am concurat cu Ancuța în barca de patru vâsle. Și? L-am câștigat. De 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 deci tot cumva ați început cu dreptul, cum se spune. Știi că, acum, ce mi-e locul întâi, ce mi-e locul doi? E podium. Într-adevăr, da. Să debutezi pe un podium e un mare lucru. Adică simți că, bă, e loc. Am câștigat la campionatul european și după a urmat campionatul mondial, unde am venit pe locul 7. Oh, după locul întâi, la Europa. De la locul întâi la locul șapte Și ce simți mundial? în momentul ăla? Eram uh, supărate, mie, îmi aduc aminte că am plâns în ziua aia de m-am prăpădit, nu știam ce cu mine. Da. <laughs> Dar uh, am luat-o de la capăt și am început să construim. Tot așa împreună ați fost în aceeași barcă? În aceeași barcă, în barca de patru vârste. Și ați plâns mai... tot împreună? Sau fiecare Cred că ne ascundeam fiecare da. pe unde putea, la fiecare colț. Dar toată lumea plângea. <laughs> toată lumea plângea. Așa. Nici nu eram învățate noi cu Pierderi sau eșecuri. Pe... Le spun eșecuri fiindcă am învățat din ele. Nu eram învățate cu un astfel de eșec să mă 7 șapte la campionatul mondial. Ne-am do ne fi dorit mai mult. Sigur. Dar am luat-o de la capăt și ne-am reîntâlnit în 2016 în barca de dublu vâsle pe care o formăm și astăzi. Așa. A fost bine acasă, am mers la campionatul european de junior și am venit pe patru, foarte dezamăgite. Fiindcă noi să scoteam niște timp mult mai buni, ne doream mult mai mult și știam că se poate mult mai mult. Da? Am ajuns acolo și venind doar pe patru, pentru noi a fost o dezamăgire. O dezamăgire care ne-a lăsat și acea gândire că noi nu suntem făcute să tragem în aceeași barcă, în special în barca de dublu. Da. Și că noi nu ne mai dorim să concurăm una cu cealaltă. Să tragă altcineva. Dar noi împreună nu, că nu merge. Nu merge. Și... Nu ne potrivim. Exact. Nu ne potrivim. Și tot în 2016, după acest campionat european, a urmat campionatul mondial. Și în urma a ce v-am spus, eu am urcat în barca de 2 fără feminin și am cuțat în barca de 8. 8 plus 1. 8 plus 1. Așa, și? Eu am venit pe 7 la mondiale. Și eu pe 6. Și am pe 6. <laughs> și iar nu era bine. Un an în care nu am reușit să luăm medalie internațională. Iarăși supărător și deranjant. Dar totuși nu ne-am oprit, am luat-o de la capăt. Ce v-a făcut? Că asta e interesant. Când câștigi e limpede, mergi înainte, te bucuri, te felicită lumea, te sună toată lumea, ți, ți se umple timeline-ul de felicitări, ești aproape că nu mai faci față distracției, ca să zic așa. Dar în anul ăla, ce s-a întâmplat? Cum, cum, cum reușiți să vă remontați după momente de astea? îți dorești să câștigi și să demonstrezi că poți mult mai mult de atât, că acela nu a fost nivelul la care te așteptai și la care voiai să fii. Ăsta e copilul care nu vrea să se dea bătut. Exact. Am plecat de acolo ca să demonstrez că pot mult mai mult. Și nu o să mă opresc eu acum pentru că n-am câștigat o dată. Sau de două ori, sau de trei ori. Da. Exact, asta e gândirea. Și v-ați așezat din nou în barcă. Și n am așezat în barcă, dar în locuri diferite și cu alți colegi. Așa. Eu fiind cu un an mai mic, am rămas la juniori, când s-a da. a trecut, a făcut pasul spre tineret da. cu un an mai mare. Eu în acel an am concurat atât la europene cât și la mondiale în barca de patru vâsle și ne am câștigat pe amândouă. Pentru mine acela a fost un an extraordinar. Da. Iar Ancuța a concurat, spunea în te rog. patru vâsle la tineret și a fost și primul meu campionat european de seniori, da. tot în patru vâsle. Am venit pe locul șapte la seniori. Pentru mine era un rezultat foarte bun, da. fiindcă era primul campionat. La tineret am câștigat campionatul european și la mondial am venit pe patru. Eu nu am nicio medalie mondială nici la junior, nici la tineret. Da. Un lucru pe care. La mi campionat dorea. mondial. La campionat mondial. Ok. Un lucru, un lucru Pentru că care nu există. și Cupa foarte... Mondială și Campionat Mondial. Da, la junior și tineret doar campionat mondial. Ok. La seniori este și Cupa Mondială. Și Cupa Mondială, bun. Și îmi doream foarte mult acea med medalie mondială, și am reușit să o obțin în 2019. Fă, ce frumos! Direct la seniori. Ce drăguț! Continuă povestea noastră. Noi uh, am ajuns la același lot de tineret. Am venit și eu la tineret uh, cu un an mai târziu, în 2018. Da? Da? Doar că nu ne-am antrenat în barcă comună. Ancuța a tras dublu vâsle, eu am tras patru vâsle. A fost bine, un an bun, reușisem să câștig și aurul de la campionatul european și de la cel mondial. Tu când zici asta, parcă zici că am reușit să beau și două cafele <laughs> când m-am trezit de dimineață, dacă vă zic că pe repede așa, am dat și tu perii în păr. Nu, am, fost foarte mândră și faptul că am reușit... Tu te-ai obișnuit atât de tare cu aurul ăsta? Încât că te bănuiesc că ai făcut o obsesie pentru el. Și le așa, ți se pare că <laughs> Adevărul e că pe unde merg și la ce concurs merg, îmi cam doresc să câștig aurul. Da, e foarte dar bine. Dar nu vreau să mă obișnuiesc cu asta, fiindcă este mereu posibil să vin pe locul unu sau să termin ultima. Sigur, și nu e înseamnă nimic rău. Exact. Vă spunem, cred că încerca să trec mai repede peste acel an, fiindcă nu... De ce încercai? Drumul meu nu s-a intersectat cu Ancuța în aceeași barcă și important este anul următor în care noi ne-am întâlnit important. cu... Foarte important. De curiozitate când v-ați la lot, când v-ați intersectat prima oară privirile, ați avut ceva, vreun sentiment, vreo... Gândea vreo una dintre voi, băi, oare să mai încercăm o dată sau e clar că nu merge? Nu cred că ne-am gândit atunci în ce bărci vom concura. Ok. Am crezut că rămăsese undeva în memoria emoțională. În memoria emoțională a rămas, dar a ieșit la suprafață abia în 2019, acel gând. așa. Bun, hai! Ne întoarcem în ritmul tău, la povestea pe care o impui tu, că tu ești ștrocul <gântu -i> bărcii. <gântu -i> da? Deci tu, tu, de, tu decizi cadența. În 2018 vă spuneam că a fost un an bun și pentru mine și pentru Ancuța. Eu zic că la Ancuța se putea să fie mult mai bun, dar nu vreau să dezgropăm morții. morții. Îi da. lăsăm să stea liniștiți. <gântu -i> deci <gântu -i> pe morți nu mai de bine. Da, nu mai de bine da. și trecem la anul 2019. Hai să trecem la 2019. În anul 2019 a fost diferit, fiindcă la noi a venit antrenorul de la băieți, un antrenor italian, Antonio Colamunici. Da. Ne-a luat sub aripa lui și ne-a dus în cantonament în Italia, un cantonament de vreo 3-4 luni. Da. L-am avut la inimă din prima. Frumos, <laughs> cred <eu>, da. Frumos. <laughs> a făcut o selecție în Italia, în bărcile de simplu. Dacă l-a ducea și pe el, pe el sigur îl prindea cu o cafea. <laughs> da. Italian fiind. Îi place păi mult cafeaua. Îi place cafeaua. Da. Și a făcut o selecție în bărcile de simplu, du în urma care eu și Ancuța am câștigat de tașat față de restul colegilor Ați și mult în fața celor. da? Da, am trecut linia de finish cu un timp foarte bun și la distanță mare de restul ce fetelor Și ce a zis italianul? Și italianul vine la noi și spune Fetelor, voi veți trage dublu vâsle de acum înainte și e, voi nu i-a zis alo, alo, nene Panică total Panică, panică Am mai încercat atunci, și da, nu atunci prea Atunci s-a derulat tot filmul și au ieșit la EVA la acele gânduri Aoleo, dar nu știi tu că noi nu ne mergem preună? <laughs> că noi am mai încercat în 2016 Nu i-am spus în fața, dar noi știam lucrul ăsta și îl gândeam Și următoarea zi ne-a pus în parca de dublu vâsle Să vezi, ia Pista de control, Stai să puțin, vedem Cum v-ați așezat? Cine, care, cum? Eu am fost fix ca în 2016, pe mine m-a pus pe ștroc și da? am puțat în spatele meu, ea este un om foarte puternic și este nevoie de un om puternic care să mă ajute pe mine să duc acel ritm. Ea are datoria de a mă urmări, da? de a trage foarte tare, de a mă susține de la spate și... și să nu comenteze. Ce faci, Simo? <laughs> păi tu nu vezi că nu mai respiri aici în spate? Surioara? Taci, taci. <laughs> Este amuzant, dar sunt zile în care ba, nu mai pot eu că sunt obosită și Ancuța trebuie să tragă săra să mă ajute și pe mine mai mult. Ba, sunt zile în care nu se simte ea bine și atunci bag eu în apă de mor, da. Și mai scrâznești dintre dinți că la tine tu poți fără să vadă ea. Că fiind în da, fața nici, ei nu te vede. Nici, nici, eu nu o văd pe ea, ea nu mă vede pe mine că nu întoarcem în privirea ei. E bine, da, dar pe păi o auzi. Dacă zice ceva pe între dințe... Ne zice, și ne auzim. <laughs> Așa. Și ea este acolo omul puternic. Și eu sunt puternică, dar rolul ei este foarte important, fiindcă dacă ea nu m-ar urmări pe mine și nu m-ar ajuta, eu nu aș putea să fac nimic. Sigur. Și ne-ar fi greu amândurora. Sigur. Din acest punct de vedere, noi, acum, în dou acum, atunci, în 2019, am reușit să ne autodepășim. Și să depășim acel gând, care vorbeam despre gândul acela că. ei Nu știi tu, Antonio, că nu, nu ne merge în dublă. Da, da, da. Și ce v-a ajutat? Probabil primul exercițiu reușit. Nu ne-am spus una alteia că nu merge. Din potrivă, noi am acceptat ce a spus el, am urcat în barca de dublu, ne-am dus la start și am tras piste de control. Și când am trecut linia de finish, ne-am uitat pe timp și noi ne venea să credem. Era foarte bun. Era foarte, 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 foarte bun. <laughs> și atunci conștientizam faptul că câte limite ne putem pune noi. Și dacă eu aș fi lăsat sau în cuța, ar fi lăsat acel gând să ne acapareze, noi nu am fi reușit să mergem. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, noi noi suntem cei care ne punem limite sau care le depășim. De noi depinde totul. Și din momentul la. Din momentul a ăla s-a șters ce a însemnat 2016, s-a șters tot și noi am luat-o de la capăt. Extraordinar. Am început să construim, să construim și am luat-o treptat. Și au început să apară. Competițiile. Și bănuiesc că și rezultatele. Da, la primul campionat european. În 2019 am ocupat locul al doilea. Da. Ne-a bătut Germania. Ne-am vins. Da. Și noi le-am promis că, că la, la următoarea oamenii. competiție le vom le, le vom bate noi, da. și așa da. a fost. Da. La Cupa Mondială de, la, articulat și după... de la Rotterdam. <laughs> le-am dat, cred că, 50 de metri pe puțin. <laughs> de aia, aia într-adevăr, atunci nu le-ați mai învins, atunci le-ați bătut. Da. <laughs> Cel mai important concurs al nostru din 2019 a fost campionatul mondial de la Linz, unde se disputa și calificarea directă spre Jocurile Olimpice de la Tokyo. Așa. Primele 11 embarcațiuni se calificau direct. Da. Care nu se calificau, trebuiau să tragă în anul olimpic, la da. ultima regată de calificare și se mai calificau doar două bărci. Atunci am avut iar emoții foarte mari, fiindcă era cel mai mare campionat, da. campionatul mondial. Noi aveam 20 de ani. Și ne-am aliniat la start cu țări foarte puternice în canotaj, cu experiență foarte mare. Barca noi Zeelande erau duble campioane mondiale și odată vice campioane mondiale. Da. Un adversar de temut. Da. Pe care am reușit să-l învingem la Jocurile Olimpice. Da. dar ajungem acolo. Și ne-am dorit foarte mult să calificăm barca de dublu vâsle și tot, totodată să obținem deci era un și loc cu calificarea asta, dincolo de faptul că se juca da, era mă rog, mondialul, era și calificarea asta care va apăsa. Și ne doream și un loc fruntaș pe podium, dacă... Da, adică dacă nu, se nu putea. ne calificăm un, pe poziția 11. <laughs> da, așa. Da. Și după prima cursă, la prima cursă ne-am vins Noua nu, ne-am vins Olanda. Okay. Cu o secundă. O, am trebuit să intrăm în recalificări. Am mai tras o cursă în plus față de celelalte care s-au calificat direct în semifinală. Da? ne uh... Avem noi românii darul ăsta. Da. Noi, dacă avem două variante, una ușoară și una mai complicată, o luăm o, pe partea O alegem complicat. cea complicată, știu, 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 da. cu Apoi, în recalificări, am învins China și ne-am calificat în semifinală. În semifinală știu că am avut America, care da. era tot cap de serie, ca și noi. Da? Nu, ca Australia și noi eram lângă. Și bineînțeles, erau țări puternice, Australia, America. Am plecat hotărâte în semifinală, dar nu am fost primele de la început. Da. Am ajuns America în ultimul 200 de metri și am câștigat semifinala și totodată calificarea la Jocurile Olimpice. Acela a fost, pot să zic, cel mai fericit moment. Cred. De până atunci. Cred. Ne aflam cu o calificare directă și cu poziție în finală. Ce trebuie? Ce să mai... Și în ziua cursă? finalei... Da. În ziua finalei... Știu că aveam emoții, chiar mă... Mi-amintesc cum eram în star, mă uitam în spate, tata de la, tele, de la, televizor, că dacă mă uit la ei, dar de fapt nu, eu mă uitam la direcție să văd cum pun barca pe mijloc, să nu cumva să... E frumos, să... E frumos să ce și închipuie publicul și mai ales părinții, mă, ce drag. Mă. Da, e păi, că dacă se... mă Normal, uit la mă, ei. că le drag de să... uite mă uităm pe fata noastră, acum la noi să uităm. Și medalia venea un bonus pentru noi, deci era strict pentru noi. Obiectivul nostru era îndeplinit da? cu, cu calificarea. Și am plecat hotărât din start Bineînțeles că eram pe poziția a 5 -a, Dar nu la foarte mare distanță de celelalte Ambarcațiuni Și la ultimul punct de control În ultimul 500 ne aflam pe poziția 5-a -a. Okay. Pentru mulți poate Mulți nu ne mai dădeau șanse că Putem să ajungem pe podium Dar din ultimul 300 am început să urcăm nu știu de unde am avut puterea Cine a dat, uh, de a depăși greul pe care Simona, îl aveam atunci. Simona, ai simțit că a, <laughs> da, a călcat da, acum Da, acum, așa a spus. Ai zis acum, <laughs> spus da. Acolo. Și am primit o putere în momentul acela de a depăși greul pe care îl aveam și eram epuizat deci nu mai vedeam în fața ochilor. Eram, nu, nu mai La cât ajunge pulsul de curiozitate? Trece de 200 cu destul oh. de mult. Da. Și nu finish, este da. vorba de... Un minut. Două minute, trei minute. Deci cam toată care cursa este 200. la 190. Cam toată cursa. Toată care cursa la 196 minute. Și, ceva, și urci un finish la 200 și ceva, puls, chiar și 215 sau mai mult. Da. Și ținut constant acolo, trebuie o tărie maximă să reușești să te controlezi. Pentru că dacă nu ai rămâne calm, ai rămâne fără aer, te-ai panicat, te-ai agitat și ai claca efectiv. Pentru Nimic multă lume e de neînțeles ce se întâmplă la un puls peste 100, nu știu, 50 să zicem. Eu am avut, am, am făcut un traseu montan puțin mai dificil vara asta și la un moment dat am ajuns la 170. Și a început ceasul să-mi facă. Bim, bim, și scria, oprește-te din tot acum. <laughs> pauză, gata, tot. <laughs> Cei de bunic cu pauză, că mai am de coborât multe. <laughs> da. da, incredibil. Deci la 200 ajunge pulsul. Și? Am dat totul în acea cursă. Mai vezi? Nu, atunci eu nu, nu mai vedeam bine. Deci nu mai vedeam Mai nu simți mai put, mușchi? Nu. Simțeam antebrațele blocate. Deci mă, mă rugam doar să nu scap vâsla din mână. Orice, numai, numai să nu aproape scap. aproape că nu mai poți să o strângi. Da. În dorința aia de a urca și de a și da tot ce folosiți, poți, strângi. Nu, nu, nu. Strângi foarte tare mâna. vâsla și risc să se blocheze antebrațul. Și dacă se blochează, nu mai ai control asupra vâslelor. Și dacă mai este și val și vânt, este și mai greu. Și ce se poate întâmpla? Se poate roti ea? Da, poți să scapi vâsla, se răsucesc sub apă și de pe locul întâi poți să vii pe șase. Foarte ultimul. Cap. Așa, bun. Deci nu mai simțeai, nu mai vedeai, era, era intransă, practic. Da, și am urcat în fin. Nici durere nu mai simțeai la mușchi? Simțeai durerea. Totul durea. O simțeai, deci durea tot. Unde doare cel mai tare? Coapsele, coapsele ard foarte rău. Ard, Da. Ard. nu dor, ard. Ard și, și brațele. Și brațele. Pe da. La spate? Cedează și spatele. Da. Deci în, ultimul, în ultima sută. Așa. Și Și am trecut linia de finish, nu știam exact pe, pe pe cât suntem, că am venit la distanță destul de mică, 2 3 4. A fost la, da. la, la distanță mică. A câștigat Noua Zeelandă cu o, o secundă jumate, noi pe doi și la 30 și ceva de sutim. Olanda după noi. Da. care ne-au bătut în prima cursă. Da, și da, noi da. în ultima le-am bătut. Și atunci am zis că la următoarea... Ne-am bucurat foarte mult, bineînțeles, eram vicecampioane mondiale ale României la 20 de ani. Normal. Și calificate la jocuri, un rezultat excepțional pentru noi. Și le-am promis a Noua Zeelandă și în gândul nostru unde, unde o să, o să ne întâlnim cu voi unde, unde să fie cel mai important Și atunci o să vă batem Și așa a fost Și le promisesem eu Nu fa în fața lor să le spun în față Dar i-am -am spus și Ancuței ne Voi ne-ați dat nouă acum o secundă La următorul concurs Noi vă dăm vouă o secundă și puțin mai mult Și puținul la <laughs> mai mult asemnat. a însemnat? A dispărut secunda și a rămas Acel puțin mai mult, <laughs> mai mult. <laughs> Deci atunci la mondialul ăla N-a fost să fie unul, dar a fost cât trebuia ca să vă întărâte, ca să zic așa. Exact, a fost extraordinar. Un an foarte, foarte bun pentru noi. A fost deci italianul de m-a avut an... dreptate. A da, avut un an bun. avut dreptate. Da, și să știți că, deși a fost doar locul 2, noi am plecat acolo cu gândul că trebuie neapărat să calificăm, fiindcă ne doream foarte sigur, mult. Și sigur. în momentul în care am reușit să intrăm în finală și am văzut că se poate, am spus că bine, asta e un plus pentru noi, dăm tot ce, ce avem să mai bun. Și și o medalie trebuie să încercăm. Și deși am plecat cum a spus Ancuța, destul de în spate am trecut ultimul 500 cu, pe locul 5 da. noi nu am încedat. Și am avut încredere în noi. Nu neapărat că luăm medalie dar noi vroiam să terminăm acea cursă și să fim mândre de noi că am dat totul și că a fost bine. Și cum a spus Ancuța, eram atât de obosită și mi-era atât de greu, dar eu dau de obicei semnalul acela de finish de acum. Și da. când am strigat acum, când am spus acum și am început să întărim amândouă, mi se face piele de găină. Nu mai vedeam nici eu în fața ochilor, era negru. În ceață simțeam că tremur tot și întăream în apă. Vedeam așa într-un colț acolo, e un aparat mic, la am în barcă, care mi-arată o medie okay. cu care mergem noi pe 500 de metri. Și vedeam că scade și că e bine. Am ridicat privirea să am aer, să pot să, să iau da. oxigenul, să-l trag în plămâni. Și am început să urcăm amândouă. Atât de în viața mea până atunci nu trăsesem în halul ăla și simțeam că am cuța ei cu mine și ajunsesem în ultima sută de metri, am simțit că le-am ajuns pe celelalte, fiindcă de văzut nu mai vedeam nimic și era în gândul meu, a acum or niciodată, ori mor și trec linia de susire, ori mor înainte, înainte să o trec, dar da, nu mă las. las orice ar fi. Și cum spunea încuța, deci noi am terminat. Bleșinate în barcă, nu știam ce se întâmplă, nu știam pe cât am venit, stăteam și ne uitam la ecranul ăla că ne revenise vederea și ne rugam și zic, Doamne, să fi trecut noi, să nu fi trecut ele, să fi trecut noi, să nu fi trecut ele. Și a apărut locul 1 care era cu o secundă în fața noastră și a fost clar că a câștigat. Am așteptat un minut, cred, și am apărut și noi acolo, locul 2. Deci a fost așa o descărcare. Cred. Am reușit să venim pe locul 2. A fost extraordinar pentru noi. Bă, dar voi sunteți niște fete strașnice din toate punctele de vedere, nu numai în sportul de performanță, mă gândeam că sunteți în primul rând niște femei extrem de hotărâte și de încredere, nu mai zic de cât de viitor vă văd eu așa în general. Deci, mă rog, cei cu care împărțiți timpul liber în viață sunt niște norocoși, cel mai probabil. Sper să fie foarte conștienți de ce, ce valoare dețin pentru că cu voi se poate merge foarte departe. Moldoveni, ce hotărâte, nenicule, nu te joci. Mi-asta îmi place, știi, și mai știu din povestile voastre, că se întâmplă uneori, da, în competiție te uiți și vezi că nu merge bine. Și de multe ori se întâmplă că unii se tuflesc în momentele ăla, știi? Așa este. La voi e din potrivă. A, <laughs> păi ce-au făcut, mă? <laughs> Ca să ajungem acum la Olimpiada Hai că uite am ajuns și aici Mai este un an important până la Olimpiada 2020 Așa, bravo, care a, exact, da Care este un an Când ar fi dificil, trebuit să fie Olimpiada În care fost ar să fi, fi trebuit să concurăm la Jocurile Olimpice Dar n-am concurat da. A venit pandemia asta și ne-a dat Două palme da. și ne-a doborât La pământ și noi nu am avut Ce să facem decât să Când ați ajuns acasă, ce ați, ce ați zis? Nu vi s-a părut că e posibil mm. să se tot? Noi eram în cantonament în Italia când okay. a început uh, virusul. Mama și în Italia? Da, eram da. în cantonament acolo. A venit doamna Lipă și a spus cum procedăm, ce facem? Mergem acasă sau rămânem aici și continuăm pregătirea? Uh, Spunându-ne asta ne-a și spus că odată ce rămânem aici nu se știe când mai ajungem acasă. Normal. Și s-a pus la vot. Am votat da? cu toții. Și? Ca o familie mare ce da? suntem. Să plecăm acasă. Și am plecat acasă. Bă, Doru. Da. Dorul de casă nu v-a lăsat. Când am ajuns acasă, s-a înrăutățit situația și în țară. S-a da. dat starea de urgență și nu aveam voie să ne antrenăm în grupuri foarte mari. Da. La Snagov eram 100 și ceva de persoane în deci... și a trebuit să plecăm acasă. Ce e de spus aici? Scuze-mă că te întrerup. Spune. Doamna Elisabeta Lipa a încercat să ne țină în cantonament cât a putut dumnea ei de mult. Normal. Era ultima zi în care s-a anunțat că trebuie să-i liberăm tot, că intră starea aceea de Bun. urgență. Da? <laughs> Erau mașinile de poliție și jandarmi și toată lumea la poartă să închidă baza și noi încă nu aveam bagajele făcute. Mama, mama. Deci a încercat doamna să lupte și să ne țină acolo cât a putut dumnezeu. Și când, da, da, da. într-adevăr, nu s-a mai putut, ne-am făcut bagajele, ne-am luat aparate, haltere, tot ce s-a putut cu noi. Por bagajul plin mai mult de echipament decât de haine. Da. Și am plecat spre. Ca case, să continuați antrenamentul. Să acasă. continuăm acasă. Deci, vezi, mă, Eli, ea, nu zic că e obișnuită cu aurul, că toată viața s-a umplut de aur, ca să zic așa, dar ea este și aur pentru canotaj, în general. Cu adevărat. Exact. Da, da, ea da, se luptă este... foarte mult pentru noi. Simt asta. Și tot așa e amuzant că pe drum da. uh, conduceam, eram în mașini și primim un mesaj, opriți-vă oriunde sunteți, că e posibil să avem o șansă să ne reîntoarcem. Și toată lumea s-a oprit prin parcări pe unde a putut pe drum. <laughs> și am stat pe loc jumătate de oră, Sperând. ca Dumnezeu să vorbească cu miniștrii, cu cine am mai vorbit da. atunci, să încerce să ne readucă înapoi. Din păcate nu a, nu reușit. -a reușit. Noi da. ne-am continuat drumul acasă, unde am și stat uh, două, două luni. luni de zile. Și cum v-ați antrenat? Cu... cu acel simulator ergometru. Simulatorul ăla, da, da, e foarte deștept ăla. Da, dar este foarte greu fiindcă nu, nu te antrenezi în echipă, ca notajul fiind sport de echipă. Așa e, da. Erai de unul singur acasă, tu cu gândurile tale. Mă da. trezesc, fac antrenamentul sau mai stau puțin, că oricum am timp, deci era de ține fix de tine tot. Asta e marea provocare pe Și care o întâmplă oricine. Și pe atunci, orice la om. început, noi nu știu... I Am sigur dacă se vor ține jocurile sau nu. Noi încă speram că o să se țină și imaginați-vă că eram acasă și ne antrenam de parcă jocurile ar fi mâine și dădeam totul deși nu eram pe apă. Eram singuri în cameră pe un simulator care e atât de greu de îți vine să-i să dai foc. Dar ce voință! Că te trezești da. în fiecare exact. zi și ai conștiința asta. Băi, eu mă antrenez, că mâine e cursa. Da. Simona chiar se trezea prima. Când m-a apucat mi-o <laughs> i-a terminat. <antrenament. laughs> o sunai? Uh, aveam un grup la da. antrenorul și noi uh, sportivii din grupă, eram grupe, da. și trimiteam acolo timpii de la antrenament. Și îmi plăcea să mă trezesc dimineața, matinal, îmi bea în cafea, am stăteam puțin și la antrenament. Trimiteam timpii și eram atât de mândră, mă, eu am terminat și restul nici nu s-au apucat. <laughs> și de multe ori mă încurajam cu treaba asta, zic, hai, acum crezi tu nici măcar nu au început și tu termini. Mamă, ce tare! Da. Da, și eu mă uitam, a, Simona terminat să termin și eu. Și bineînțeles, trăgeam o bucată, mi-era foarte greu, că aveam patru bucăți de mie, țin, minte, într-o duminică. Și, ia, stroc și în pandemie, tot ia. Da. Eram acasă duminica, 4 de mie, wow, am tras o bucată, -o. era atât de greu, doamne. Și am zis că nu mai fac, gata, nu mai pot, nu mai fac. Cum ea a făcut eu? Nu, trebuie să le fac pe toate, cum pot. Și am mers mai bine la următoarele două. Da. 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 Cred că și de la distanță să ne împingeam una pe cealaltă, să trecem peste momentele grele. Am progresat foarte foarte mult, amândouă, în uh, timpul pandemiei. În, în timpul pandemiei, am acasă. Devenit cât am devenit mult fost. mai puternice, da. Și, slavă Domnului că s-a terminat. Mă rog, s rog. Au trecut acele terminat, două da, luni. Da, au am, și aflat că am și aflat seamănă. că jocurile nu, nu să, se mai țină. Și v-ați desumflat? Am picat puțin, dar nu de tot, fiindcă mai aveam în picioare un campionat european. Ok. Unu de și și unu de unul de tineret și unul de seniori. Unul de tineret și unul de seniori. Și, deși nu era la același nivel ca Jocurile Olimpice, noi ne-am antrenat în continuare ca pentru jocuri. Foarte frumos! Și, bravo. Voiam, să câștigăm și acel... voiam foarte mult să câștigăm acele titluri și da? am câștigat. E păi normal, dacă voiați atât de tare. Voi, vrei, voi cred că ați înțeles esența. Dacă îți dorești cu adevărat ceva, mă dacă cu adevărat. Și și crezi că e posibil lucru asta. Mâncim pentru acel lucruri orice ar fi, nu, nu renunțăm, nu ne lăsăm influențați. E sau... foarte important să credeți. și intrați și în cursă de fiecare dată cu credința asta. că. Că se poate. În noi și în forțele noastre. Da. Vorbeam cu Simona Halep și mi-a zis că de multe ori un meci se câștigă sau să pierde înainte să joace. Da, psihic. E la fel și la canotaj? Da. da. Adică dacă intri și ești nehotărât așa... Mh. Eu am o vorbă. Te rog. Dacă... Cunoscându-ți adversarii, dacă știi că ai șanse la locul 2, du-te acolo să câștigi. Nu te du -te să câștigi locul 2, că o să vii pe 3 sau pe 4. Și dacă tu ai șanse să câștigi, nu te duci acolo să câștigi. Du-te acolo să fii cel mai bun. Și vei câștiga. <laughs> și noi, în start, înainte să plecăm, spunem că o să luptăm până la capăt și o lovitură în plus. Deci, orice ar fi, noi luptăm. Că e ziua noastră bună sau mai puțin bună, până la capăt. Și o lovitură în plus înseamnă și ce? În momentul în care se aude sunetul acela că s-a terminat cursa, noi nu ne oprim, mai facem o lovitură. Ah, cum am și explic, eu mă și întrebam, văd de ce mai treacă să a terminat cursa? Da. Să fim sigure. Să fim sigure că am trecut primele, fiindcă se întâmplă de multe ori să fie bărcile la bătaie cioc la cioc și se câștigă la atât de puțin da? sau chiar mai puțin și oprindu-te la acel sunet triști să pierzi. Dacă faci o lovitură în plus, tu deja a, ai un avantaj. Am înțeles acum care ești mai cu lovitura asta în plus. Am crezut că e doar o chestiune de motivație sau dacă vrei emoțională, mentală cumva, domne, și încă ceva în plus, mai trage una, da, mai trage încă o dată de de rame, da. incredibil. și am ajuns, am ajuns la olimpiada, am ajuns am la anul ajuns 2021, la da. care a început greu, greu pentru că am plecat în cantonament în Italia, unde am stat patru luni de zile și o săptămână, da, uh, vorbind de de patru luni și o săptămână cu totul. Noi nu am plecat acasă nici măcar de sărbători. Sărbătorile au fost făcute acolo. Deci că noi petreceam, petreceam tăiam cu cei așa dragi. ușor subțire și și îl perpeleam puțin. Noi eram de departe de cei dragi. la rame, de rupea pământul. Am avut și noi la liber văzle. acolo, dar nu se compară. Sărbătorile se fac cu cei dragi, deși si. noi eram dragi acolo între noi și ne place să petrecem timp dar împreună, erau nu era familia. Dar am trecut și peste asta. Noi am acceptat și ne-am sacrificat aceste sărbători. Când am plecat acolo, noi am fost demni. Am spus că bine, nu mergem acasă, ne asumăm acest lucru. Și am făcut asta. Am stat acolo de sărbători, am cine, am antrenat. Și mi-aduc aminte că în ultima perioadă, ultima perioadă din cantonamentul acela... Prin martie. Prin da. martie până în aprilie. Pe... Până la campionatul european de la Vareța. Da, Că de acolo am plecat direct de la campionat. N-am venit în țară. Până și apoi pe 11 am aprilie, cam așa. Da. Nu ne mai înțelegeam un cum. Pentru că deja intervenise acea stare de nu mai pot să stau aici. Am stat foarte mult. Toată lumea avea impresia că fiecare are ceva cu el și intervenise acea stare care supăra. Nu mai rezistam să stăm acolo. Știu și ce faptul ziceți. că am reușit să ducem până la capăt, și că am mers la concursul ăla la european și am reușit și să aducem foarte multe rezultate frumoase, este extraordinar. Adică sunt prietenă eu cu Ancuța, dar deja o văd doar pe Ancuța de patru luni <laughs> jumate de mi s-a luat numai... <laughs> Se întâmplă lucrurile astea vorba aia. Pleacă oameni într-un concediu, unde n-au nimic de făcut, doar să simtă bine să distreze. Și după o săptămână de stat împreună în concediu, se deja... bucură că s-a da. terminat. Iar dacă nu se termină, încep să gețile între ei după. Băi, mai și în în seara asta, ia mai lasă-i în pace. Adică, știi, dar fără să ai un motiv precis, da. efectiv, ți se ia. Și din acea cauză nici barca nu mai mergea cum. cum Într-adevăr, am avut o perioadă foarte urâtă în Italia. Stai puțin, barca nu mai mergea în ce sens? Nu scoteam timp buni, da? nu mai reușeam să Pentru ne că nu mai erați voi pe aceeași vibrație Exact, nu mai nu mai aveam noi Bine energie oricum, și putere Oricum, astea sunt niște vremuri foarte dificile, inclusiv din punct de vedere psihic, pentru fiecare dintre noi, dar, dar pentru un sportiv de performanță Dar aceste vremuri ne formează pe noi ca și sportiv și ca echipă Aceste, pro nu, nu probleme, nu pot să le, le zic probleme Vă întăresc. Momente mai grele, mai dificile ne, ne întăresc și chiar dacă noi nu mergeam timp extraordinar de buni, eu aveam un sentiment, lasă simă că o să fie bine la, la europene. Ai să vezi că o să fie Asta bine. era vorba în De fiecare dată când mergeam prost și erau zile la rând în care se întâmpla asta, da. lasă lasă simă că simt eu că va fi bine la jocuri. Bă, unde am citit eu că la un moment dat chiar ai vrut să te lași? Dar nu mai știu a, exact da. Încet. Da. Cred că trebuie să spunem și partea asta. Obosisem atât de tare fizic, atât eu cât și Ancuța, da? Încât nu mai reușeam să ne facem antrenamentele cum trebuia, cum spuneam, cuța barca nu mai aluneca, nu mai mergea cu o lună, cu o lună înainte. Era pentru prima oară când mi se întâmpla asta să obosiți? La până un la... nivel atât de grav, da. Ok. Și din cauza aceasta am început să picăm și psihic. Am picat atât fizic cât și psihic până n-am mai știut de noi. Eram oameni, nu mai știam ce se întâmplă, de ce noi. Și spuneam că bine, nu ne mai merge, mă duc acasă, că nu mai pot. Și era un an olimpic, în care noi eram calificate la jocuri și aveam șansă la medalie. Și totuși, gândurile noastre erau spre a pleca acasă și spre a renunța. Dar nu e vreun psiholog acolo la Lot? Ba, da. Avem este? psiholog, lucrează cu noi, dar. Momentul acesta pe noi ne prinsese în Italia Și din păcate nu era alături de noi Era în țară Și e mai greu să Am rezolvi problemele prin telefon Merge sau. și online-ul, dar nu prea Adică trebuie <laughs> da. să te vezi ochi, în ochi Ca să zic da. așa, să simți Plus că la noi era și problema aia fizică Picasem atât de mult în oboseală Încât nu ne mai reveneam Era nevoie de o descărcare din aia zdravână și în momentul în care noi am dat mai multe semnale de alarmă, că nu e bine ce se întâmplă, că suntem foarte obosite, că e din ce în ce mai rău, că picăm și psihic, eram conștiente de ce se întâmplă. Așa. Dar nu aveam tă tăria să rămânem pe linia de plutire. Suntem conștiente de ceea ce se întâmplă. Și ei au înțeles acest lucru. Într-un final au venit alături de noi atât medicii să ne suplinească vitaminele și tot ce era nevoie, cât și Antonio a început să reducă programul, să ne lase mai ușor. Da. Și înainte de europene a apărut acea descărcare la antrenamente care ne-a ajutat pe noi să revenim puțin. Nu unde ar fi trebuit să fim, dar ne-a scos din această stare. Ce bine. Lucru care ne-a ajutat și să câștigăm la europene, deși nu ne simțeam bine. Deci voi ați câștigat în pofida faptului că nu erați în cea mai bună formă. Da. Fizică și psihică. Așa e. Mă rog, pregătire înțeleg că exista. Adică da, pregătirea pregătire cu carul. Puternică, da, din plin, da. Vă noi că alea sunt și momentele cele mai dificile, când pregătirea te, te, te este adusă peste limite, tocmai pentru a a ne autodepăși. Încerc să-mi imaginez ce se întâmplă cu palmele voastre de la atât tras. Se obișnuiesc. Apar bătături, dar noi Bine, suntem obișnuite a... cu ele, nu ne deranjează. Este dureros doar la începutul sezonului de văslit, când facem răni, apare Adică carne poți să ajungi la carne vie? Da. Wow, alea, alea. da. Și deși avem carne vie în palme, nu stăm pe uscat, noi ieșim și văslim și abia ținem mânerile alea în mână. Da, nu e folos... mai greu să ținem mânele decât Nu decât poți să, să tragi cu și sau ceva, nu? Nu. nu? nu, nu. Se pierde simțul cu barca și cu apa. Nu mai ești, ace... nu mai ești un tot. Da, exact. exact. Și nici cu cremă nu poți să dai. Că tu ai zice... Dai uh, după. dăm după. După, da. Să aline suferința. După. Atât că în timp dacă dai și pleacă vâz la dimână, iar nu e bine. Da. Și ați reușit la europene, da? Da, lucru care ne-a încurajat, ne-a ridicat moralul totul bine frumos și am ajuns în țara zi Ancuța cum a fost în țara? zi. În țara am picat din nou. De am ce? Picat iar. Înainte de Cupa Mondială, tot așa, un punct de oboseală foarte mare. Chiar atunci a cedat să-mi și plângând de pe apă, eu mă duc acasă, nu mai fac, nu mai vreau, deci nu. Și încercam și să ne încurajăm. Ancuța spunea lucrurile astea și deși eu eram în aceeași stare, îi spuneam Ancuța, lasă, cum nu mai poți? Putem amândouă, lasă că le facem de -le încolo. <laughs> Și că Dar eu eram în aceeași stare mm -hmm. și eu. Și când chiar cedam și îmi exprimam și eu aceste gânduri, că da. mă duc acasă, că nu mai pot, că nu mai fac să se ducă cine vrea la jocuri, că îi las locul meu. Da, da, da. Vine acuța și îmi spune asta, în timpul antrenamentului, ei, lasă simă, hai că îl facem ușor și pe asta, așa cum putem. Că mai avem și mâine <laughs> păi, unul. <laughs> și încercăm în noi cealaltă. să ne susținem, deși eram în aceeași stare și ne chinuiam. Și, hai, ne dureau picioarele atât de tare încât nu mai puteam să plecăm din atac. Deci mi se blocau picioarele, nu mai puteam Ce să mai... Ce înseamnă să pleci din atac? Scuze, că întreb Să trebuie. împingi în picior da? lovitura spre degajare. în momentul în care ajungem aici și, scoți pala și din scoatem apă. pala din apă. Ok, ok, ok. Bun. Și trebuie forță în picior ca să poți să pleci. Și din cauza durerii nu puteam să facem acest lucru și atunci nu iese nici ritmul, nici nimic. Fiind foarte greu, am mers chiar eu cu emoții foarte mari la Cupa Mondială de la Luzerna. Da? Deci aveam niște emoții ca la orice concurs, că zic, Ea. dacă mi se blochează picioarele, ce se întâmplă? Chiar uh, avusesem și antramente mai ușoare, chiar multe pe recuperare, ca să, ca să ne revenim. Da. Dar la Luzerna, în moment de descărcare, surprinzător și pentru noi, am mers cel mai bun timp al nostru în finala de la Și veste. nici nu eram pe barca noastră, fiindcă barca noastră de la campionatul european a plecat spre Tokyo. Tokyo. Și okay. noi am schimbat barca. Barca nu era tocmai pe placul nostru, dar și cu barca a trebuit nemoții. să ne adaptăm. Și surprinzător și aici, asta a fost. Faptul că am acceptat totuși această situație. Habana. Modele diferite, Modele diferite Modele. da. Și am acceptat situația asta, am mers la start, din fericire început să ne simțim mai bine și am scos acel timp care era record pentru noi, era cel mai bun timp al nostru. <fie> și am câștigat la peste 5 secunde față de Olanda. Lucru care ne-a dat încredere pentru Jocurile Olimpice. Și le-ați băgat pe în <fie> și... săracii, le-au intrat ele în depresie, cred. Mama, ne-au <fie> da. ne bătut asta dar ne-au lipit. Le-am mai bătut și la campionatul european din 2020 de la Pozna În pe ele, tot cu 5 secunde. Noi, ele la n au prins? Da. Au venit tot la pe... europenele de Îți dai acest seama că fi anul. și ele invitate acum da. la, un pod, la un podcast în Și povestesc în Olanda, și ele. Săracile ce <laughs> o spune ele. <laughs> ole, fetele alea nu ne mai lasă și pe noi. <laughs> noi le respectăm foarte mult. Pentru că este normal... Dar, și le-și înfrângeți pe măsura respectului <laughs> <laughs> Ne place să câștigăm Dacă mai e și cu distanță mare nu se poate mai bine. Ok, și în Elveția, deci, le-ați dat 5 secunde. Da. Atunci a spus domnul Antrenor că cine câștigă Cupa de la Elvețieni, o să câștige și la Jocurile Olimpice. Asta e o vorbă care există în canotaj? Se pare că da. Nu Am aflat de la lui. Noi Eu... am avut, totuși, 13 ani de pauză între medaliile astea, nu? Între... Da, probabil el nu se referea doar la noi, dar da România și la celelalte țări care au câștigat, care au fost și la da. cupă și la Jocuri. Și se... care au câștigat la cupă, au câștigat și la jocuri. Să se... fi fost la fel oare și în anul când Andrunache și Susan au câștigat uh, ultima oră? Uh, că nu poate știu. mă gândesc de acolo făcea legătura omul. Nu mai știu, că na, nu, nu, nu sunt... Știm, uh, nu știm la cupă, știm, sigur, da. dar se întâmplă de obicei ca la ultimul concurs înainte de jocuri, echipele care câștigă acel concurs să câștige și la jocuri. Să fie în formă bună da, și da, în pregătire. Da, da. Și, când v-a zis asta, voi ce ați zis? Am prins mai mult încredere, mai ați mult Prins încredere, încredere da? da? Nu ați mai zis mult. că vă zicea și așa doar că, Hai no, măcar că no, încearcă no. să ne. Chiar l-ați crezut? Da. Bun. Și ne-am și dorit. Ne-am dus acasă și am început să muncim iar pe brânci. Acasă că munciți unde? Munciți la Snagov. Snagov da, unde da. e lotul, mă rog. Lotul da. Olimpic Național, ce e acolo? Ca lotul Olimpic. Da, bun. Vă descurcați că am înțeles că mai sunt băci care mai fac valuri, mai prietenii noștri de pe lac. <laughs> Dar ei cred că nici nu știu ce se întâmplă. Poate, poate că de aici încolo poate că de aici încolo voi, voi sigur o să aduceți din nou canotajul mai la vedere. Au fost 13 ani în care ne, ne fiind medalii olimpică, sigur că sportul pierde, că așa e așa sunt oamenii. Atunci când există succes, oamenii vin, se adună. Când succesul întârzie, oamenii se dispersează. Dar acum pentru că voi ați readus din nou canotajul acolo unde își merită locul și vorba aia mai fost de multe ori, nu de puține ori, mai mult ca sigur că va deveni din nou un sport mai vizibil, mai cunoscut, mai îndrăgit, lumea se va apropia de el și nu m-ar mira ca de la următoarele sesiuni de antrenamente de la Snagov să descoperiți și o altă reacție printre cei care dețin bărci pe acolo. Noi ne dorim asta. Ne dorim asta. Să știți că nu suntem absurzi, adică noi nu le cerem să nu iasă pe lac cu iahturile lor, cu bărcile da, lor. Da. Din potrivă, nouă ne trebuie trei ori dimineața și rare ori după amiaza o oră jumătate. Da. Și e loc pentru toată lumea. Adică... Sunt sigur. Da. pe de altă parte, eu le-aș acorda și acest, cum să zic, aș, aș... Vin și arunc mănușa și spun că eu cred că ei, de aici încolo, vor fi mai atenți atunci când vă vor vedea pe voi pe lac, pentru că vor ști cine sunteți și unde ați ajuns, și din respect pentru voi și pentru performanța voastră, atunci când vor vedea echipaje că se antrenează pe lac, o să o lase mai moale, astfel încât să nu îi deranjeze. Că e o formă de respect. E dacă vrei felul în care pot ajuta și ei. Da? Sper, nu te încurcă la antrenament. Te ajută. Uite, am făcut și eu ce Că po poți să-i dai și 30 de noduri, dar poți să mergi și cu 5 la oră dacă e nevoie. Așa este. Deci, ne întoarcem. V-ați antrenat, ați venit acasă, hotărâte, v-a zis omul, domne, ați câștigat în Elveția, e clar, vă așteaptă podiumul la Olimpiadă. După au început iarăși antrenamentele alea grele, specifice, da. ca înainte de jocurile olimpice. Iar ar. toate. Iar doar toate, iar ar toate, dureri. Ne-am fi dorit să scoatem în timp mai bun, dar nu reușeam, și tot luptam cu asta și nu reușeam, și ne întrebam de ce. Și atunci nu conștientizam că, pe fond, de oboseală și încărcare, n-ai cum să mergi timp record. Timp Normal. record se merge când descarci tot și te duci acolo să câștigi. Așa. Dar atunci nu conștientizam și de ce nu merge mai tare, de ce nu merge mai bine, ce se întâmplă. Și chiar și înainte să plecăm la jocuri. Din afara noastră au fost gânduri și temeri că noi nu vom reuși să ne arătăm adevărata valoare în cadrul competiției. Da. Însă noi, să știți că am avut foarte mare încredere. Noi spuneam, Cuța, simt eu că e bine la jocurile astea. Am eu simțirea asta, e, o să fie Ce bine. Simțeai? Aveam așa o stare de bine și când mă gândeam la jocuri, aveam sentimentul ca și cum aș fi pe podium. Îmi bătea inima așa. Deci numai când mă gândeam, simțeam că o să fie bine. Ai închis ochii și te-ai văzut pe podium înainte să fie competiția? Am visat de două Ai visat ori. visat asta? Da, de două ori că am câștigat la Jocurile Olimpice și a treia oară chiar am câștigat. Mă, și aici <laughs> e o chestie. Cine are puterea să închidă ochii și să se vadă deja trecut de finish câștigător, de foarte multe ori chiar face asta. Da, chiar... Am mai întâlnit genul ăsta de mărturie și în alte sporturi. Eu mai, eu mai găsesc și bănuți. De fapt, la primul nostru concurs, da? în Italia, după ce am... Am intrat în barca de dublu. A fost o regată în Italia Așa. la care am participat. Și un antrenor de-al nostru ne-a dat un bănuț. Pare da. care? Deci nu... Era auriu. Era auriu. Ok. Și noi l-am luat ca pe un bănuț. El, dacă a spus, nu... el a spus atunci în glumă: Ia, uitați ăsta să-i bănuțul vostru norocos. Și eu tot în glumă l-am luat, l-am pus la șosete și zic că acum mă duc și trag cu el bănuțul nostru norocos. Uneori un artificiu din asta poate să da. facă minuni Plus că se fixează în minte culoarea asta Auriu Auriu. E, e, e aici, a fixat undeva E auriu Și fără să-ți dai seama, tu te duci și e auriu Și am -au câștigat Și a fost un, o mare reușită pentru noi Fiindcă tot la acea regată A participat și Lituania Lituania. Lituania. Da? Care era campioană mondială Cu un an în urmă Și? Faptul bătut. că le-am bătut Ne-a dat ne-a dat cu bănuțul la norocos. Și de atunci tot, tot avem bănuțul, bănuț norocos. În ultima perioadă în să găsește, ba, prin mol, ba, pe stradă. Nu cred, mă, da? Da, deci m-am oprit în, în... Eram, cred că, cu două sau trei zile înainte de campionat european de la Poznań, din 2020. Da. Și eram prin mol. Și trec pe lângă un bănuț, așa, lucea, plin de oameni acolo, zic, ce fac? Mă întorc, mă fac de râs, mă, mă vede lumea când mă, mă uit la un ban așa de mic. Îl mă întorc, îl iau, ăsta e bănuțul norocos, eu îl iau și o să trag cu el la concurs. Și așa a fost. L-am luat, am tras și am câștigat. Și apoi, în anul olimpic, am mai găsit unul tot în mol. Am ieșit de la Carrefour, am luat bănuțul din cărucior și mă gândeam, cum ar fi să găsesc acum un bănuț? Și numai ce am ajuns lângă BCR, țin minte, exact, da. un bănuț jos, tot așa auriu, era strălucitor. M-a închinuit, m-a închinuit să deau. Aveam și unghii de puțin mai mari. <laughs> deci m-a închinuit <laughs> mult, dar nu m-am lăsat până nu l-am luat. <laughs> Băi, e, 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 o simbolistică la mijloc, fără discuție, dar e ceva da. ce mental pe tine te ajută. Adică inclusiv efortul ăsta, tu simți da. că e greu, nu mă las mă. Adică tu te setezi da. mental da. că eu nu o să mă las până nu iau aurul. Da, bineînțeles, noi nu am câștigat doar din bănuți. Ei, normal. Dar evident, ne, amuză nu. gândul ăsta și totuși păstrăm tradiția acolo. De păstrați, ce nu? Da? Ați avut Când... și acum la o Olimpiadă, da? Am avut da? Și acum, da. L-am avut. E același? Da. E, adică cel care l-am găsit pe, de la jocuri. Ferească Dumnezeu să-l pierdeți. Cred că îl țineți, aveți o cutie sau ceva. Nu, a, 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 super, a da? rămas la jocuri acel bănuț. Dar nu-mi fac griji, găsesc altul pentru următorul <laughs> concurs. Da? Așa, bun. Hai. Și am ajuns, la, am ajuns la olimpiadă sau încă mai suntem... Am ajuns. Uh, am gata, ajuns, la ajuns la olimpiadă. Bănuiesc că era un pic ciudat așa, adică e o olimpiadă un pic mai... Mai diferită. Da. Bineînțeles, noi nu, avea, noi nu aveam cu ce să... Uh... Comparăm, fiindcă e prima noastră ediție okay. de jocurile olimpice și pentru noi oricum era ceva ou wow, că da. am ajuns acolo. Da. Simona a fost port drapelul. Știu. României. Și ne aducem aminte cu drag. Da. Restricții au fost foarte multe din cauza pandemiei. Nu aveam voie să mergem la celelalte sporturi la care ne doream foarte mult să mergem să împărtășim experiența, să vedem și noi cum este da. un campionat la ei. Din baza sportiv și din uh, satul olimpic ple plecam cu autocar și aveam sigilii pe autocar. În cazul în care un sigiliu se dezlipea, noi intram în carantină, că am luat contact cu exteriorul. Mamă! Și când ajungeam în satul olimpic, era scanare ca la aeroport. Și pe noi, și bagajele. Deci era absolut tot. Bineînțeles, mască permanentă, până și încălzirea de pe o noi o făceam cu mască. Ceea ce Ceea ce complică. nu este normal. Și nu prea... Da. Nu, nu, nu dau seama și cât e de sănătos, dar mă rog. A, f a fost greu cu mască și era și cald și... Oricum, psihic, clar, o presiune în plus. Da, dar noi ne-am adaptat. Bineînțeles, a fost schimb de fus orar, de mâncare, de. Și toată lumea o, a adaptat. Cum Voi trăite că... în România? Da. Spuneau că, mamă, dar cum ne. Uh, e fost ăsta orar, o să ne fie greu. Păi eu am ajuns cu acolo și am dormit în noaptea de ambrupt. Ne-am trezit <ră> da. dimineața ca și cum era ceva normal, că noi. <ră> deci <ce? ră> ne-am adaptat foarte Cine repede. Eu, bosti, La noi tăi... nu a... a existat în minte vai, că e fost orar diferit, trebuie să ne adaptăm, o să fie greu. Nu. Noi, noi ajungem acolo, uităm că în țară e ora care e. Da? Și ne setăm pe ora asta. Bravo. Și așa am făcut. Bravo. Chiar în avion ne-am schimbat ora de pe ce telefon. Zici? gata, deci. Deci, suntem în Japonia, ore. gata, s-a da. terminat. Așa a fost. Fai de aveți <laughs> ce putere. Bravo. Și ați ajuns, ați ajuns, mă rog. Ați dat de toate, v-ați obișnuit ca aia nu se poate, că aia nu se poate, nu cu, noua, cu noua barcă a noastră, adică noua barcă, barca noastră, dar era trimisă din luna aprilie și nu era diferit. Ați regăsit-o? Am regăsit-o. Da. Mamă, mamă. Deci țineți la barca aia. Foarte mult. Cea mai bună barca noastră. Da? Și nu este cel mai nou model, dar este cea mai bună. Am barca. primit și barcă 2021 și am refuzat-o, fiindcă nu simțeam că este făcută pentru noi. Incredibil. Și am mers cu barca din 2020. De barca ne-am atașat mult. Noi am acceptat și alta nouă, dacă ne-am simțit bine pe ea, dar sperăm totuși să... Nu știm câți ani ne rezistă și bărcuța asta. Da. Ne simțim simțim nici, nu m-am gândit. Deci există da. o singură barcă, aia voastră. La e care... ca și cu Adidas și la alte sporturi. Nu da. mă simt bine, și. Da. Așa e și la noi. Dar s-au tocit, acum ai contract cu altcineva. Dar eu cu ăștia, dacă se poate, că eu nu știam, mă simt bine. Eu înțeleg povestea asta și mi se pare firească așa. Și spuneam ancuței, sunt convinsă că atunci când vom urca iarăși pe barca noastră, mama, așa bine o să ne simțim și chiar a fost bine. Așa a fost. Ne-am împins de la ponton și ne simțeam atât de bine, parcă ne regăsim. Ce drăguț, ce drăguț. Și acolo au mers treaba lucrurile strună, exact așa cum vă gândeați voi de acasă? A fost bine, <laughs> dar am mai avut și Am părți. avut și momente și părți mai puțin bune. Așa. Am avut prima cursă, seriile, am prins o serie bună, am mers acolo, deși aveam emoții, am scăpat de ele în momentul în care am început să tragem și am reușit să o câștigăm. Da. Bineînțeles, ne-a dat încredere noi, hai că se poate, hai că e bine. Da. După a venit semifinala. De specificat acum, este următorul lucru. Ia. Când făceam încălzirea pe apă, înainte de cursă, din întâmplare vedeam câte un peștișor sărind din apă. Și eu atunci când l-am văzut cu Ancuța, am spus că... Asta e un semn de bun augur. Cum trece peștișorul prin apă, așa o să alunecăm și noi cu barca pe apă. De unde și... ți-a venit ție chestia asta? Am cuța e cu superstiții, <gri> le știe pe toate și eu i-am spus, Ia, uite peștișorul și am cuța mi-a spus, asta e semn bun. <gri> așa o să alunecăm și noi, să vezi ce bine o să fie. Și au fost bine și în semifinale am câștigat. Ok. Și am avut Noua Zeelandă. În semifinale. Deci, prima noastră confruntare după campionatul mondial de la Linz Cu Noua Zeelandă care. Și le-am dat 5 secunde. Foarte bine, atunci. să, să înveți minte. Cred că a fost un șoc pentru ele atunci. <laughs> <laughs> nu cred că s-au așteptat. Nu cred. Eu, una, nu cred. Erau foarte surprinse în finish. Și voi? Bă, fetele, să, nu vă supărați, eram... să nu vă supărați <laughs> pe noi, dar peștișorul. Peștișorul <laughs> e de vină. Atunci cred că ne-am adus aminte de acele cuvinte, promisiunea aceea. Ne-ați dat o secundă, vă dăm o secundă și puțin mai mult și vorbeam de acel mai mult. Ok, ok, ok. După aceea am avut următoarea zi, după cursa din semifinale, a fost zi de antrenamente. Așa. Dimineață antrenament, a mers foarte bine, eram fericită și spusesem în cuței, Doamne, în ce bine ne-a mers barca astăzi, nu vine să cred. Antrenamentele sunt cronometrate, da? Uh, Ceasul meu din barcă. Ok, ok. <laughs> și a urmat antrenamentul de după amiază. Mm -hmm. Dezastru total. Au. Atât de rău ne-a mers barca, de fapt n-a mers. Asta este exprimarea stătea pe potrivită, loc. stătea pe loc, ne chinuiam. Prințese ceva la derivor? Nu, nu, nu. Cred că toată presiunea pe care am adunat-o noi, că înainte să plecăm la jocuri, toată lumea ne scria și ne spunea nouă că noi o să aducem aurul în țară. Și noi spuneam, nu e presiune, că noi gestionăm bine situația și că va fi bine, ne vom face treaba. Dar era o presiune mare. Când toată lumea are așteptări de la tine, tu te duci într-un loc unde nu poți controla ceea ce se întâmplă. Poți Așa. să câștigi sau poți să pierzi. Și dacă am fi pierdut, vă dați seama toți oamenii aia care așteptau aurul de la noi. De dezamăgire total. Adică. Vă preocupă fost... ce crede lumea? De când erați mici? De acasă? Nu e ne o vorbă care se mai spune pe la noi când suntem copii. Nu cred că neapărat ce crede lumea. Ce... ce spune? Nu. Dorința de a nu dezamăgi pe cei din jur, pe cei care țin la tine sau au așteptări de la tine. Fiindcă noi, dacă am fi mers, trag o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat, de fapt, dacă ar fi fost cursa finalei și noi am fi mers acolo, am fi dat tot ce am fi putut noi mai bine, am fi scos timp bun și am fi venit pe locul 4, noi am fi fost mulțumite. Dar Pentru că nu. știam că am dat totul și că atât s-a putut. Dar în momentul în care toți cei care te cunosc sau nu te cunosc, îți scriu și au acea dorință să. Voi aduceți aurul fetelor, noi oarecum ne luăm, a... ne luăm acea responsabilitate, o simțim pe umeri. Da. Și a... în gândul nostru era: o să dezamăgim pe toți dacă nu reușim. Și vă dați seama cum am reușit noi să gestionăm toate gândurile astea. Și e de bine sau e de rău asta? Noi am Cum reuși... o simțiți acum, la final? Noi, na... îți spun sincer, Deja nu mai îmi luam pe telefon pentru că nu mai suportam să vedem mesajele de genul. Cred. Am luat pauză de la ceea ce înseamnă apeluri, mesaje, am lăsat telefonul deoparte și am încercat să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut. Să lăsăm deoparte restul lucrurilor. Din fericire, atât eu cât și să am reușit să gestionăm situația. Am spus, mai nu contează ce așteptări există, noi facem tot ce putem și trebuie să fim împăcate cu asta. Bravo. Fiindcă dacă am fi pus Ați fi decizie, lăsat înțeleptă? acele lucruri să ne afecteze, nu am fi reușit să ne facem treaba cum ar fi trebuit. Voi așa înțelepte ați fost din de mici? Nu, vorbesc serios acum, chiar nu glumesc. Cred că toată experiența și toți da. oamenii care au trecut pe lângă ne -au noi ne-au format. Și ați lăsat totul deoparte. Am lăsat totul deoparte. Noi știm ce avem de făcut, mergem înainte. Și vedem rezultatul după linia de sosire, nu înainte. Ok. S-a reparat? Antrenamentul a fost la care a fost. Cum a început ziua următoare? Ziua finalei. Nu, dar adică aștept să-mi spui. Nervi cu carul. Da. Așa v-ați trezit de dimineață? Ați dormit bine noaptea aia? Am dormit foarte bine. Am dormit bine, bine da. <laughs> dar atât de bine ne făcusem noi programul. Aveam totul stabilit. La ora aia la masă, la ora aia avem autobuz, ne încadrăm, acum ne trezim... Nu s-a pupat programul nostru cu ce s-a întâmplat de fapt. Am fugit la masă repede dimineața, nici n-am apucat să mestecăm ceea ce mâncam în mai pe întreg. Da? Am fugit, a fugit după... după, autobuz să-l prindem. De ce? ce -a... unde, a fost, unde a fost sincopa? De la trezire? De la... Ne-am trezit, au intervenit unele, unii factori pe drum care ne-au încetinit, ne-au întors înapoi și toate adunate au dus ca noi să fim -a contra cronometru cap, da. și s-a dat totul peste cap. Și ce faceți când nu se pupă lucrurile așa cum vilați programul? ați Ne-am enervat. Eram super nervoasă, era starea ei de nervi deja, noi. Cum, astăzi, în loc să fim noi liniștite, trebuie să ne enerveze toată lumea? Ne dar am prins autobuz, autobuzul care ne-a dus la bază, asta a fost un lucru bun. Da. Am ajuns la bază, totul bine, am început să facem încălzirea pe uscat și am ieșit pe apă. Știind ce s-a întâmplat cu o seară înainte la antrenament, speram să simt de la început că lucrurile merg bine. N-am simțit asta. Mama. N-am simțit asta deloc, dar nu am spus, n-am exteriorizat acest gând. Eu fiind peștroca acolo. Am fost pusă fiindcă simt foarte bine barca. Okay. Și îmi dau seama din primele lovituri dacă e bine sau dacă nu e bine și nu simțeam bine ce se întâmplă atunci. Erau... Și ea simțea că tu nu simțeai bine? Uh, îmi dădeam seama îmi dădea, că dădea nu e și... ceea ce trebuie. Da. Și? Dar uh, nu, nu am spus nicio nimic nu. la nu, nu, inițial. Nu spuneam nimic. Nici Ancuța. Am făcut încălzirea pe care o făceam eu de obicei și la final uh, mă întorc, oprim barca, îi spun Ancuța, nu e bine ce facem. Îi spun, barca nu are eficiență, noi nu suntem eficiente, nu de reușim. Ce voi nu reușim. Da, pentru că dacă n-am discutat lucrurile astea, foarte, nu am putea să le frumos, îndreptăm. Bravo. Și îi spun, trebuie să schimbăm ce, a, ceva acum, fiindcă mai târziu nu mai avem timp. Și, și povestește și, și cu peștele. Da, vine acum. Da. Am întors barca și ști, știți peștișorul ăla care se rea din apă? Da. Acum am văzut unul cam atât de mare, mort. <laughs> mort. Ia, stai puțin. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă s -a, s -a, ca să vă dați seama Să ce? consultăm să consultăm specialistul. Bineînțeles, ne-am gândit că o să fie bine. Te-ai gândit că nu e bine? Da, da? da. O să Un caut sen. acum, că poate văd și e tocmai și din potrivă. atunci, efectiv, râdeam cu lacrimi. Nu știam dacă să plâng sau să râd de toată situația. Adică barca mergea dezastru, era rău. Am văzut și peștele ăla. Dita, ai peștele morți. unde l-ai scos, Doamne, în fața noastră fix <laughs> acum? Asta ne mai trebuia. Așa. Și totuși am avut tăria aia încât să facem haz de necaz. Am întors barca pe acolo unde trebuia și am vorbit cu Anca. Hai, facem suplimentar pe lângă ce am făcut niște starturi care să ne trezească puțin la realitate. Momentul să schimbăm ce nu Ceva. e bine. Da. da. Și am luat două starturi, am mai îndreptat puțin lucrurile, am reușit să ne revenim puțin, să ne ambiționăm să Spirizăm. ne ridicăm moralul da. și a trebuit să întoarcem să mergem spre zona de start. Da. Și după ce am întors, nu vă mint, atât a peștișorul a sărit din apă, atât. și în momentul ăla am început să râd, am arătat și am cuțit la văzut și așa zic, gata, s-a anulat la dinainte, nu contează mărimea. Da, gata. zic, mergem, trebuie să fie bine. S-a arătat semnul. Da. și am mers la start. Așa. Unde ați dat peste o voluntară? Doamna de acolo, da, voluntara... Nu avea treabă cu canotajul și cu asta. ce trebuia să fac Acolo au apărut iarăși o care ține barca, dar o ține da? O ține pe poziție? O ține până... și o așează ca noi să putem să manevrăm și să ne aliniem toate paralel acolo Perfect Ea nu ne-a ținut cum trebuia Vă spuneam că teoretic la minutul 5 toate bărcile sunt aliniate da. La minutul 3 România nu era aliniată Mă cercam, Ca și în istorie, România s-a mai întâmplat să nu fie aliniată la mine. Vorbeam minutul 3, dar... și spuneam, le spuneam organizatorilor de acolo că nu e în regulă să se întâmple asta la un concurs de amploarea asta. Și ei? Ce ziceam? Și. Într-un final au înțeles și au vorbit cu doamna aceea, i-a explicat ce e de făcut să fie mai știți, atentă. sunteți o final astăzi. Da, adică și să nu, nu credeți că... Dați-vă, și îi spuneam și nu vrea să facă ce îi spun eu, spunea, făcea ce știa ea. Asta era mai frustrant și mai enerva mai tare, adică dacă eu îți spun, dăm parca în partea aia. Tu mi-o ții cum vrei aici, dă-o încolo Da, 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 a și, și vânt... în ponton V-a da, o puțin Era vântul acela lateral și ne lovise barca de Pontonul de fier să o spargă Și normal că ea -am e din inervat. fibra de sticlă sau din ce? Fibră un... de carbon. Fibră de carbon, mamă, mai carbon, sensibilă, da, da, da. Și, vă dați seama, se poate sparge imediat. Într-un final, lucrurile s-au așezat, ei ne-a aliniat, dar starea aceea de nervi tot a rămas M acolo. Era greu da. să scap de ea, să te eliberezi. Și văzusem semaforul veșnic, semaforul din fața ochilor culoarea roșie. Se strigau țările, liniște totală, nu mai auzi nimic, doar uh, sângele din vene cum uh, circulă. Aproape că l auzi <laughs> cum circulă, da? Da, uh, emoțiile sunt mari, uh, nervii erau foarte mari, deși încercam să-i controlăm. Uh, am vorbit cu Ancuța s neamurat, baft. Uh, fraza noastră împreună, până la capăt și o lovitură în plus. Și orice s-ar întâmpla bine-rău, rămânem împreună. Ce frumos. Și facem cursă Ce frumos. Și s-a auzit sunetul și am plecat. S-a auzit sunetul de start. S-a da. făcut verde. Făcut când verde... ați văzut verde, voi sunteți taurii Când vă roșu în fața ochilor, voi când vedeți verde. Când am văzut verde și am plecat, am scăpat de tot ce însemna presiune, nervi, emoții. S-au împrăștiat, s-au dus și am reușit să ne unim. Da. Mer am simțit că barca merge foarte bine. Din, start? Și din primele lovituri. Și când am simțit asta. Nu știu dacă am spus sau nu, sau doar am gândit un hai atunci, imediat din primele lovituri. Simțeam -am auzit că e hai. Se high, am auzit să mă mai... calm. <laughs> am spus și un calm la <laughs> da. un moment dat. Lucrurile decurgeau foarte bine și în gândul meu era bine. Suntem împreună. Murim azi, nu mai murim niciodată, <laughs> că e ultima e cea mai importantă. Pentru asta am muncit. Și împreună, lovitură cu lovitură, vedeam că vă de vă ne departați. depărtăm de ele. Da am ajuns la mijlocul cursei, eram în față, dar era atât de greu, efortul era atât de intens, încât mă rugam, Doamne, te rog, ajută-mă să o termin. Că e ultima și cea mai importantă și pentru asta am muncit amândouă atât de mult. Și atâți ani. Atâți ani, dă-ne încă un pic de putere Și treceau metri în timpul ăsta cât eu mă rugam Și mai spuneam un hai, un ci Sau un calm, lucruri care, cuvinte scurte care să ajute barca în acel moment să rămână pe viteză constantă, noi să rămânem calme, relaxate și concentrate pe ce avem de făcut. Calme, dar trăgând în timpul ăsta... Maximal. Maximal. Știi că, <laughs> că <laughs> calm nu înseamnă... Lasă-o mai moale un pic în cuța, nu, că uite, nu. văd că a început să derapeze ușor, <laughs> nu, știți? Nu, nu, nu. <laughs> calm la modul că nu trebuia să ne agităm. Fiindcă da. dacă ne-am fi agitat, nu am mai fi fost atente la ce avem de făcut. Da. Și a mers așa, cu gânduri de încurajare, fiindcă în gândul nostru cred că asta trebuie trece în timpul unei curse. Hai că poți, nu renunța acum, îți e greu, hai mai tare acum ca să treci peste moment și să nu mai simți durere. Și așa am ajuns în finish, ultimii 300 de metri. Da. Am dat sem semnalul acela, hai, sau și nu mai știu exact ce am spus, în care da. era clar că trebuie să urcăm da. Am vă Chiar știi, dacă erați în față eu Eram în față, dar nu ne asigura nimeni nu Medalia vin. sau că nu vin ele peste noi Chiar Sau a existat... că se poate întâmpla ceva da, Se putea întâmpla orice Și a existat în gândul meu teama că totuși S-ar putea să ne ajungă acum și deși am condus atât de mult ei, Ele să ne fure acel mamă, mamă, mamă. Cred că Și este... e greu Trebuie să lupți cu tine și cu gândurile tale Și am început să urcăm, să urcăm și a, am urcat până în momentul în care am murit și noi nu terminasem cursa. <laughs> și media era ușor mai rea, mai rea, mai rea, pentru că nu mai aveam putere. Trăsisem până nu mai puteam controla ce se întâmplă. Noi nu mai simțeam lovitura, nu mai știam ce e cu noi, unde suntem... Și media era din ce în ce mai rea și le vedeam pe celelalte acolo, parcă așa, în ceață. Și zic, ai, vă rog, nu acum, nu trebuie să ne ajungă. Și nu ne-au ajuns, pentru că și ele au tras la fel ca noi și muriseră și ele, dar în mintea mea era vai, să nu mă ajungă acum. Voi v-ați gândit că doar la da. voi s-a terminat Da, Se termina să fie și la ele, sigur. Cert este că în momentul în care am terminat și ni s-a confirmat că suntem campioane olimpice, Deci nu ne venea să credem. Am, Doamne, am reușit după atâția ani de muncă, de chin, de. Mă duc acasă, de. Nu mai vreau, de... am reușit. Uf. Și știți cum e medalia asta? A, șterge tot ce a fost, dar te și încarcă ca să o iei de la capăt, de la zero, să treci iarăși prin tot ce ai trecut. Atât de importantă este. Incredibil. Incredibil. Ancuța, cred că a avut și ea gândurile ei în cursă. Da, da. bineînțeles. Am, când am văzut că am plecat deja pe ele, eu vedeam foarte... Adică m-am uitat stânga-dreapta să văd cum suntem față de ele. A, eu o privire mai de ansamblu. Da, eu văd puțin mai bine dacă da. suntem... Da, bine, dacă luăm un avantaj foarte mare, vedeți și Simona la fel. Da. Și m-am uitat, am văzut că suntem foarte bine, mă simțeam bine. Este de unde, în gândul meu. Și când m-am văzut, am... Pe la mie cred că eram, tot așa mi-era și mie foarte greu, dar atunci cred că a spus Simo ceva, gen să nu cumva să ieșim din, rit din ritm sau să cedăm în acel moment. Cedare nu de tot, să scadă media. Da. La noi dacă scade media nu e bine. Și apoi mă gândeam, hai încă o lovitură în plus, hai încă una, hai că mai sunt două. În data ajungem la ultimul 500, se au, a, aud oamenii care ne încurajează și care ne susțin. Îi auziți? Da, îi auzim. Incredibil, în efortul Da, ăla. deși nu au fost telespectatori, nu, nu, au avut acordul să fie acolo, nu s-a putut. Totuși au fost sportivi, antrenorii. și, da. E atât de multă gălăgie încât, nu știu, strigă antrenorul de la Noua Zeelandă la fete și noi auzim tot România. Adică toată lumea striga da. pentru noi atunci. Nu conta ce limba avea, ce le <laughs> da, spunea. Da, mi că auzi doar, îi auzi doar pe ai tăi. Se aud uneori. uneori uh, se aud. Da, se, se vocile cunoscute și restul e ca o gălăgie pe fundal. Dar primești așa o adrenalină, o energie da. în, în, momentul acela și ajungi în ultimul 250 puizat. Deci nu mai, nu mai știi ce e cu tine. Eu iarăși mă rugam să nu scap mânerile fiind val mai mare și vânt în ultimul 250, țin minte exact, cum era. Tot lateral? Da? Și lateral era. Deci și mereu nu la antrenament. Deci, mereu la antrenament când ajungeam în ultimul 200, mereu o luam în partea dreaptă, deci mereu, și am zis că măcar în cursă să nu luăm tot în partea <laughs> dreaptă când era cel mai important. Și eu de obicei am probleme cu brațele și mai cedează, și de asta aveam și o emoție în plus pentru lucrul ăsta. Dar am reușit să controlez și să ajungem cu bine în finish. Parcă retresc acum momentele de, de la jocuri. Toată lumea, antrenorii, sărea un sus de fericire, de bucurie pentru noi. Cât a, cât a durat momentul la maxim de bucurie? la început nici nu conștientizam da. foarte bine. Deci Noi eram... am mers pe mal și nu ne venea să credem. Noi suntem campioane olimpice. Cred că mi-a luat și o zi să-mi dau seama că de fapt eu am medalia în mână și că ea mea și că nu mi-a nimeni. Și am bătut și recordul olimpic. Asta Ce? chiar mă pregăteam să spun că n-a fost doar că ați câștigat, ați și bătut recordul olimpic cu ocazia asta. Ne-am bucurat foarte, foarte mult. Dacă mă întreba cineva că eu o să merg în dublu 641 cu Simona, îi spunea că așa ceva e ireal. Este un timp foarte, foarte, foarte tare pentru barca de dublu. Păi voi l-ați făcut, e meritul vostru. Da. Și sigur că, probabil că are, meritele sunt împărțite, ca așa e în orice echipă, cu toți cei care v-au pregătit în timp și așa mai departe. Bineînțeles. Fiecare și-a pus cât un pic amprenta pentru succes. Bineînțeles. Asta. Și cred că de-a lungul timpului am și învățat să împărțim acest succes cu toată echipa din spate și cu toți cei care ne-au fost alături, fiindcă foarte frumos. ei ne sunt alături și fără ei noi nu am putea să performăm. Sportul a evoluat mult și e nevoie de o grămadă de specialiști care să ne fie alături și să ne ajute în drumul nostru. Fără discuție. Vă închipuiți acum câți copii speră și și-au dat seama că asta poate să fie o opțiune în viață, ca notajul? Da. Sunt uh, copii care. Eu vor chiar să sper vine. să fie cât mai mult și să aibă curajul să vină, fiindcă e o viață, e o viață foarte frumoasă. Uh, sunt oportunități. Uh, faptul că pleci de acasă, cunoști alți oameni. Uh, Vezi un alt loc, te schimbă. Poate că nu toți sunt făcuți pentru sport, dar trebuie să încerce. Să aibă curajul să o ia pe acest drum. Pentru că nu le reproșează nimeni nimic dacă nu sunt cei mai buni. Acum, Sau dacă nu o să devină campioni. O să iasă oameni din sport. Mare lucru. Mare lucru. Ce ați învățat voi până acum din sport care credeți că este foarte important în viață? Oricât ar fi de greu să nu renunți. Asta vă învață sportul. Da. E o ambiție. Da? da? Și o putere de rezistență. Să nu cedezi. Ați mai învățat ceva? Mai există la început că tu nu spui că pierzi, spui doar că e un eșec din care înveți. Din ceva. care înviet, înviet, învățăm cu toții ceva. Atât noi din echipă, cât și cei din jurul nostru, oamenii care ne ajută. Probabil eu mă gândesc unde am greșit și la fel, fel fac și ei. Unde am greșit, de fetele astea nu au reușit să vină mai bine. Și noi gândindu-ne la lucrurile astea, reușim să găsim soluții care să ne aducă la următoarea competiție mai în față sau să fie mai bine. Vă pare rău acum că nu v-ați mai făcut tu, Ancuța, actriță și tu, Simona, fotomodel? Nu. Nu, mie nu. Eu voiam actriță sau avocat. Mă uitam când eram mică. Când, când eram mică, cred că prin clasa a șasea, da? cred, Mă uitam la o telenovelă Așa? în spaniolă. îmi plăcea da. foarte mult și acolo era cu avocat, cu actri mamă, deci iubeam, deci nu puteam să pierd un episod. Și zic, eu când cresc mari, mă asta fac -am ori fac. actriță, ori avocat. Da, și ca să vezi că ai intervenit ceva da. neașteptat, că nu te gândeai la chestia asta. Nu, nu m-am gândit. Chiar dacă îmi plăcea ora de sport la școală, da. chiar noi făceam ore de sport, și îmi plăcea că mereu eu stăteam prima în care eu, că eram cea mai înaltă. Îmi plăcea foarte mult ca eu să conduc totul la școală, dar nu. Nu credeam că o să ajung să fac sport și mai ales de performanță. La tine? La tine să știi, cariera de fotomodel, ca și în cazul tău, cariera de actriță, ele nu se exclud. Doar în momentul de față aveți puțină treabă. Într-adevăr, îmi aduc aminte că când eram foarte, foarte mică, îmi doream să devin doctoriță, spuneam eu. Da? Eu o să mă fac mare și o să fiu o doctoriță da. Am mai crescut puțin și vroiam să mă fac fotomodel. Da. Și apoi îmi plăcea matematica, informatica, ziceam, mamă, ce om o să devin eu. Și am devenit un mare om, dar nu <laughs> dar nu în acel domeniu. da, da, da. Da. Cât despre ce spuneai mai devreme, într-adevăr, cred că avem timp să le facem pe toate. Cum să spunem? Suntem de? tinere atât paralel cu sportul, atât cât ne permite timpul, da, da, da. cât și după viața sportivă putem să o luăm și pe alte direcții cu încredere, fiindcă se poate și avem tot timpul. Tu ai și un deja foarte, un foarte bun exercițiu al vorbitului în public, am uh, sesizat lucrul ăsta și ți l-am și spus de la prima noastră întâlnire. <laughs> Adevărul este că... Ai făcut că... vreodată vreun curs pentru așa ceva sau te-a ajutat ceva în mod special? Nu am făcut niciun curs... Uh... M-a ajutat, cred, doar faptul că am citit și citesc cărți. Da. Dar adevărul este că îmi place să vorbesc cu oameni, indiferent de statutul lor, îmi place să povestesc atât din trecutul meu, cât și din convingerile mele, felul în care văd lucrurile, uneori eu o dau în filozofii. Deci, ești foarte curajoasă și asumată. Da. Și tu Ancuța? Eu vorbesc mai cu emoții. Da? De ce? Știu, când sunt oameni mai mulți, chiar da? așa, am, am emoții foarte, foarte mari. Când sunt mai puțini, mai descurc mai bine. Nu te simți sigură pe tine? Da, să știți că eu acum trebuie să intervin și să o laud pe Ancuța, fiindcă te rog. eu am fost alături de ea în ultima perioadă și de la un discurs la altul se pricepe din ce în ce mai bine. Așa deci mi se am progresat. Și mie. Așa mi se pare și mie, să știi. Uh, și eu vă văd foarte departe, ajungând mai departe decât... Uh, își pot închipui mulți astăzi că nu mă refer aici doar la medalile olimpice pe care sunt sigur că le veți mai câștiga de aici încolo, pentru că există și o tradiție la noi. De regulă, da. în, în canotaș, cel puțin. Avem o zestre. Mare. E o zestre, da. E o tradiție care vă, vă și dă încredere, vă arată că se poate. Bineînțeles. E și o mică obligație, știi că acum te gândești de câte ori a câștigat Elisabeta Lipă. Are opt medalii olimpice. Ia, <laughs> Deci este ceva de domeniu incredibilului, dar iată că, așa cum bine spunea un făuritor de sloganuri la un moment dat, spunea că imposibilul nu există. Era, era mă rog, formulat în limba engleză, impossible is nothing, dar de fapt asta înseamnă că imposibilul nu există. Și Elisabeta Alipă tocmai a demonstrat asta. Deci e clar că ăsta e doar un început pentru voi, cel puțin eu așa cred, da. da. Am și vorbit și cu Eli despre voi și. Are și ea exact aceeași convingere că veți ajunge mult mai departe decât vă închipuiți voi astăzi? Sau poate că voi vă închipuiți pentru că sunteți un pic altă generație și aveți curajul de a visa mai departe decât visam noi, de exemplu, generația noastră? Da, noi mereu am luat -o pas cu pas, competiție cu competiție. Nu, Eu una nu m-am gândit de mică că o să ajung la Jocurile Olimpice. Când îmi spunea doamna antrenoare că tu o să fii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, eu nu credeam. Îmi venea să râd. <laughs> spuneam așa ceva, nu. Fiindcă erau 8 ani, foarte, da. foarte mare distanța. Și? Acum? Și acum, chiar îmi amintesc când ni s-a dat echipamentul oficial și am luat echipamentul, chiar m-am gândit la spusile ei și am zis că chiar a avut dreptate. Păi vezi? Sincer vă spun, așteptam acest rezultat mai târziu, poate. Nu atât de repede. Faptul că a venit la 22 de ani... A venit la 22 de ani Foarte bine, mă, să mai vină la 22 de ani ca acum... Bineînțeles că asta îmi dă încredere Păi bine, dacă a venit asta acum, ce n-or mai veni câteva după Vin, cum să nu vină, că doar de asta mă antrenez și Ați atins cea mai înaltă poziție acum, da? Ce de vă ar... mai motivează să mergeți mai departe? Dorința de a ne -a autodepăși Rezultatul pe care încă nu l-avem în Valmares Care e ăla? Titlul eu știu, de da? campion mondial Mă gândesc că dacă îl spuneți de două ori, poate Sau de trei ori, o să vă ambiționați și mai tare într-adevăr e titlul de campionat mondial care ne lipsește dar noi sperăm să-l cucerim cât mai curând și mă gândeam acum chiar în timpul discuției ce ne mai lipsește un record mondial un record mondial, deci nu vă, nu vă e suficient un record olimpic am fost la două secunde și 200 timp de recordul mondial la Jocurile Olimpice A, ce înseamnă mă 2 secunde pentru voi? ați dat voi altor echipaje și 5 <laughs> sunteți fete darnice când e vorba să dați secunde în avans Viața personală mai aveți? Aveți cum să aveți viața personală în ritmul ăsta de performanță? Avem și viață personală. Nu avem atât de mult liber, dar Cât înseamnă liber în viața voastră? Într-un an de zile, să zicem așa că nu vreau să zic într-o zi, că dacă ești în cantonament okay. Atunci, e... păi, e vorba e 11 luni din 12 suntem S în cantonament a, Sunteți în cantonament Deci în, într-o lună avem și viață personală Da. Aveți prieteni care sunt fac parte din fenomen? Da Da. da. Probabil că asta e și singura șansă să te mai vezi cât de cu el Se poate și să fie cineva din afară, dar e mai greu E fiind mai greu împreună Aveți colege care au și prieteni uh, da. din afara fenomenului? Da. Da. Și da. cum apucă să se vadă cu ei? Sunt niște eroine, se descurcă atât Style. ele cât și băieții respectivi. Deci la voi e o viață, să zicem așa, mai apropiată de normal. Cât se poate ia da, în condițiile astea? Chiar dacă nu avem noi timp să ieșim în oraș atât de des sau să mergem în diferite locuri, timpul ăsta puțin pe care îl petrecem împreună, îl petrecem în mare fel, oarecum să zic. Îl apreciem mai mult... Da. Și asta contează în principal, nu trebuie să ai mult timp, pe care să nu-l apreciezi, ci puțin și de calitate. Mergeți acasă când sunteți în vacanță sau plecați în vacanță cu prietenii? Am mergem plec acasă. Astăzi acasă, eu plec mâine acasă. <laughs> da. <laughs> Dar, da. Dar mergem și cu ei, mergem și în vacanță, prin alte -și locuri. și pe ei acasă. Sau... Trebuie. A? Da, a fost, a fost și... Da? i ați prezentat da. Părinții au fost de acord aici? Da. Au început să aibă încredere în voi, da? Bine, aveți Bine. și o vârstă acum, adică, da. Și cred că contează mult și felul ăsta de a gândi al nostru, adică gândim matur, știm ce avem de făcut, știm să avem grijă de noi, nu e ca și cum ne luăm iubiți și ne lăsăm de viața sportivă, plecăm, sau... sacrificăm lucruri. Nu, suntem demne, știm ce avem de făcut. Cred că am și ales foarte bine până acum. Asta e concluzia, vom vedea de acum încolo. Bravo, bravo, bravo. Dar, și ei înțeleg. Ei, exact. Știu că avem acest, această educație dată de sport. Pentru că e ca și cum făceau înainte părinții noștri armata. Știu da? că a făcut-o tata și spunea că este o educație aparte, te educă, ți este respect, te, te transformă. Fix așa e și sportul. Și știe că te schimbă și schimbă percepția asupra tot ce se întâmplă în jur. Amândoi fac sport de performanță, și ei? Da. Uh, nu. <laughs> ce facem? <laughs> nu se <Să facem>. înțelege? <laughs> nu, no. sunt în domeniul, sportiv. sunt în domeniul ăla. Da? da. Prietenul la este vicecampion olimpic. Prietenul meu este kinetoterapeutul lotului olimpic de canotaj. Da, oleo, la <laughs> la fix, asta vale. am vrut să spun că sunt amândoi, adică în domeniu. Fiecare că... este campion în domeniul. Foarte frumos, în domeniul lui. lui. Da. În momentul de față, totuși, voi sunteți numărul unu, ca să zic așa, în echipă, da? Da. Bine, da, ei trebuie <laughs> să știe că asta o să se întâmple și toată viața de aici înainte. <laughs> Păi, e bine să se obișnuiască asta, din făcând, de tinerețe Făcând o paranteză, zilele acestea au că, au făcut, au că au făcut, pe șoferii ei doi. Da? și Răguț. Chiar rădeam și ei râd și fac haz din ca spunea. A venit șoferul <laughs> și ai nevoie de ceva? Acum, acum rezolv. <laughs> Oricum, mi se pare tare să ai un vicecampion olimpic pe de șofer, aș zice că nu e deloc rău. Nu, no, nu, no, este dar Cât, kinetot, cât despre kinetoterapeut scuză-mă, dar e aur olimpic la casa omului ca să zic așa. <laughs> Într-adevăr. Foarte frumos. Vă apasă chestia asta că vă gândiți că alții au mai mult timp liber că se pot bucura mai mult de viață sau este suficient de mare satisfacția pe care vă aduce sportul astfel încât să fiți împăcate? Pe mine nu mă deranjează deloc. Deloc. Nici pe mine. Am timp să merg să văd un film, am timp să merg în mall, am timp să citesc o carte, să merg să mă plimb. Uh, uneori eu, uh, există în programul nostru Recurge în următorul fel. Avem. Vorbim de o lună, de zile, de da. săptămâni. Stăm în cantonament, ne antrenăm zilnic împreună și avem o săptămână și în care. Diminecă? Da. Avem și o săptămână în care ne permite programul să mergem acasă, bineînțeles, cu aparatul specific în porbagaj, să ne antrenăm singuri un antrenament pe zi. Okay. Și în acea săptămână noi putem merge oriunde atâta timp cât ne facem antrenamentele. Și în acea săptămână pot să mă duc la munte, pot să mă duc la mare, fiindcă sunt responsabilă și îmi fac antrenamentele. Nu, cum a fost acest an olimpic, nu am mai avut acea săptămână în care am plecat acasă, dar oricum este timp. Avem timp să le facem pe toate și dacă nu facem chiar totul acum, mai facem și după ce terminăm cu sportul. Că nu mă duc să sar cu parașuta. Nu știu dacă o fac nici după sport. Că mi-e cam frică, da? Cine știe? Simți că s-a spart gheața și după 13 ani de pauză în care am așteptat medalii olimpice la, la canotaj, gata s-a redeschis seria? Eu nu cred că doar s redeschis. S-a redeschis cu artificii și <laughs> sunt convinsă, convinsă că pe puțin următoarea ediție vom exploda cu toții. Ce zice Ancuța? <laughs> și eu mă rog să fie foarte bine la Jocurile Olimpice din 2024. Chiar am spus că dacă rămânem aceeași echipă, o să luăm 5 medalii pe puțin. Cu ce v-ar împiedica să rămâneți aceeași echipă? Aici depinde de fiecare persoană. De exemplu, Doi sportivi au anunțat deja că nu vor mai reveni în cantonament. Adică au pus punct vieții sportive. Cine știe, poate gândurile se vor schimba și vor reveni, dar se poate întâmpla. Pot interveni accidentări, doamne ferește, nu ne da, dorim asta. Sigur. Și atunci, Speram de aceea, sperăm niciodată. să ajungem cu toții așa cum suntem și la următoarea ediție de jocuri. Dar altfel, dorința există. voi. Suntem din, tineri, din ce dorința văd avem. Vibrație? Ați ajuns, v-ați alinia vibrațiile Cântați în același cântec, dansați da. în același film. Chiar vă place dansul? Ca fete ar trebui să fiți... Înainte dansam mai mult când eram acasă. Acum, de când cu sportul, mai puțin. Da. <laughs> și de când cu pandemia nu mai spun că nu mai vin evenimentele astea să dansăm și noi, să ne bucurăm de o nuntă din botez, nu știu, de o, de o petrecere. Dar în săptămâna aia când sunteți mai liniștită doar cu antrenamentul? Nu se mai organizează așa, nu se mai. Uh... Doar dacă este ziua cuiva, da? în acea perioadă. De obicei, da. în acea săptămână ne împrăștiem în toate colțurile țării. V-ar lăsa, de exemplu, la lotul olimpic acolo să facem într-o seară, nu până târziu, Doamne, ferește, nu vreau să dau peste cap. Uh... Să facem o petrecere doar așa, să dansați, să vă simțiți bine. Sigur, da. sigur. Da? Nu ne interzice da. nimeni asta. Când e mai liniștită perioada, adică sigur nu înaintea da. vreunui concurs, când e un antrenament din asta regulat, să vorbesc eu cu eli, să punem la cale așa ceva, ar bucura are. Componenții lotului? Da, bineînțeles. Și fete și băieți de potrivă și băieții sunt ă, amatori de dans? Avem câțiva băieți. Strajnici. Doi dintre ei acasă. <laughs> Ai voștri puși deoparte. Foarte drăguț, bravo. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența de astăzi. Încă o dată ați dăruit, mi-ați dăruit uriaș și ne-ați dăruit uriaș nouă celor care v-am urmărit astăzi. Și, sigur, încă o dată, felicitări pentru rezultatul pe care l-ați atins. Este impresionant, admirabil, și sper din tot sufletul că el este doar începutul unei frumoase perioade. Mulțumim frumos! Noi ne-am bucurat foarte mult să fim astăzi aici alături de tine. Ne și place să vorbim, să povestim, așa că a fost minunat faptul că ne-a invitat. Imediat cum am văzut mesajul, ne-am scris în cuția, în veste bună. și chiar am fost foarte fericite. Sper că nu o să plictisim pe nimeni. Eu zic că sunt niște povestioare plăcute și bune de ascultat. Poate cineva se plictisește de Am piața fost ca într-o cursă astăzi, <laughs> spun sincer, că v-am ascultat exact ca parcă am simțit o cursă de la cap la coadă. Dar adevărul este că ne-a făcut mare plăcere să fim astăzi aici. Sper din tot sufletul că plăcerea a fost reciprocă. Și dacă într-adevăr așa a fost, nu veți ezita să le spuneți asta fetelor mai jos, în comentarii. Unde vă aștept, personal, neapărat cu mult drag. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!